Vocile în ureche, de George Feydeau. Traducerea Erastia Sever. Adaptarea radiofonică Mircea Popescu. În distribuție Virgil Ogășanu, Mariana Mihuț, Ion Lucian, Demrădulescu, Dana Logaru, George Constantin, Emil Hosu, Rodica Popescu-Bitănescu, Cornel Vulpe, Petre Lucu. Regia artistică Dan Puican. Antonet, ce v-ați adică a ta? Că te-am sărutat. Dar nu te speria, Cami. Stăpânii nu sunt acasă. Acum mai lasă-mă. Antonet, asta mă n-aud. A venit cineva. Fuga, încă un pupic. Nu. E cineva. Cine e? Fugi, vă rog până una alta. Intrați, domnule doctor. Mulțumesc. Domnule, pofiți. Dar tu ce cauți aici? Cum eu ce caut? Păi ia, ma, eu am venit să pregătesc ceva pentru ce cina. Ce să pregătești? Nu știi că domnul și doamna nu sunt acasă? Păi, șterge-o la cratiță. O bucătăreasă n-are ce căuta în apartament, Antonet. Da, pleacă odată. Oh, dar ce sos autoritar ești. Cu femeile nu merge altfel, domnule doctor. Dacă nu știi să le țin frâu, te duc ele de nas și eu nu înghit așa ceva. Bravo. Vedeți, domnule doctor, femeiușca asta e ca un câine de credincioasă, dar e geloasă ca o tigroaică. Toată vremea își bagă nasul pe aici prin casă, tot ca să mă pândească pe mine. Cred că i s-a năzărit din pricina cameristei. Sigur, i s-a năzărit. Judecați și dumneavoastră eu cu o cameristă. Da, așa e. Da, în fine, deoarece stăpânul dumitare nu e acasă... Nu, dar nu face nimic. Am tot timpul, vă țin eu de urât, domnule. Cum? Da. Mersi. Ești foarte amabil și foarte ispititor, dar n-aș vrea să abuzez. Deloc. N-am nicio grabă. Da. Dar nu știi cumva totuși la ce oră se înapoiază domnul? Păi mai avem cel puțin un sfert de oră. Ei, drăcie. Uite ce, în cazul ăsta, oricât mi-ar fi de plăcut compania dumitale... Mă măguliți. Nu, deloc. Însă în viață nu trăim numai ca să ne distrăm, nu? Am un bolnav pe aici, pe apropiere, și atunci ce să fac? Mă duc, scap de el mai repede și gata. Ce? Nu. Nu așa cum îți închipui dumneata. Eu țin la bolnavii mei. Ăsta e capitalul meu. Nu așa. Mă duc să scap de vizita medicală și să mă înapoiez peste un sfert de oră. Dacă stăpânul dumitale vine înainte de întoarcerea mea, te rog să-i dai dosarul acesta și să-i spui că i-am examinat clientul pe care mi l-a trimis, că e perfect sănătos și că poate să-i facă asigurarea fără nicio grijă. Am înțeles. Și încă ceva. Să-i spui că acel hidalgo al domnii sale este de categoria întâia. Da. Înțeles, nu? Stai, cum îi spune? Nu-i rețin numele. Mi-am adus aminte, da. Don Carlos Homenides de Histangua. Aha, ăla, Histangua. Da, îl cunosc. Nevastă să e chiar aici. O așteaptă pe doamna în salon. Ai poftim, ca să vezi ce mică e lumea. Azi dimineață l-am examinat pe bărbasul și acum nevastă s-a inodaia de alături. Ba chiar au și mâncat, alaltă era mândoi. Ei poftim. Spune-mi, te rog, iertați-mă, domnule. Că doamna Șoantbi se înapoiază? Sigur! Da. Tocmai că doamna mi-a și spus, dacă doamna... În fine, numele dumneavoastră... Homenides de Histangua. Întocmai ar fi să fi venit, să nu-l lași să plece, trebuie să o văd neapărat. Da, chiar așa mi-a și scris, tocmai de asta sunt mirată, în sfârșit am să mai aștept. Foarte bine, doamnă. Tocmai mă conversam cu domnul... Da, ne conversam. Domnul doctor Finaș, medic șef al societății Boston... Life Company, care îmi spunea că l-a examinat pe soțul dumneavoastră azi dimineață. Nu se poate. Întocmai, doamnă. Am avut cinstea să-l examinez pe domnul de Histangua. Iată, uite, soțul meu a cerut să fie examinat. Ce idee năstrușnică. Micile indiscreții ale societăților de asigurare. Doamnă, vă felicit. Aveți un soț cu o sănătate și cu un temperament. Domnule, cu eu spui. Bine, dar e foarte mărguritor, nu?
Da, da, domnule, dar atât de obositor. Mă rog, mă rog. Eu am plecat, doamnă, încântat. Vă conduc, domnule doctor. Nu, mulțumesc, mulțumesc. Ce tip! 1 și 7. Asta numește Raymond, că mă așteaptă cu nerăbdare, în fine. E tati, mă, doamnă? Domnule... A treptat zigul pe directul societății Boton Narcomni. Cum? Am pus atâta de tigul pe directorul societății în botul n-am rămâni. Vă rog să mă iertați, dar nu înțeleg nimic. Am întrebat dacă aștepta pe directorul... Ar fi mai bine să vorbiți cu feciorul. Eu nu sunt de acasă, îi aștept pe doamna Chantvis cu care am întâlnire. Da, mă rog, nu mai iertați. Mai iertați. Am venit să văd... Dacă doamna nu se plictisește prea tare. Nu, dar spune-mi, te rog, a intrat aici din aur un bărbat. Un bărbat? Da, mi-a vorbit păsărește. Nu știu ce mi-a spus. Nu știu, zău, ceva în genul ăsta. E domnul Cami. E străin, nu? Dumnealui, da. Dar de unde? E nepotul lui domnul. Chiar fiul fratelui dumnealui. Nepot de frate, ce mai? Da, înțeleg că dumneavoastră nu l-ați priceput. Nu prea. Știți, are un defect. Ce spui? Da, doamnă, și te pune în grea încurcătură când nu ești obișnuit. E un cipnițel să-l mai înțeleg. Ți-a dat lecții? Nu, doamnă, nu de asta. Dar știți, tot auzindu-l să... formează urechea. Și atunci domnul l-a luat secretar. Mă rog. Tot nu putea intra nicăieri din pricina... Vă rog să mă iertați. Felul lui ăsta scălâmbăia de a vorbi. Ei, da... Păi da, nu e de ajuns. Știu eu că l-a scris e altfel, dar nu se poate numai să tot scrii, nu? Zău că e păcat. Un băiat atât de serios, atât de ordonat. Dacă v-aș spune că nici măcar nu-i merge vestea că are vreo iubită. Eu, cel puțin, așa știu. Iată-o pe doamna. În sfârșit ai venit. Vai, draga mea, ce e? Sunt dezolată. Etienne, lasă-ne singure. Da, doamne, mă scuzați, doamne. Bineînțeles. O, doamne, am făcut un drum atât de lung. Îți explic eu. Spune-mi. Lucien, ți-am scris să vii pentru că aici se petrece un lucru grav. Ei. Lucien, soțul meu mă înșală. Cum? Victor Emanuel? Exact, Victor Emanuel. Da, ai un fel de a trânti lucrurile așa, pe șleau, zău. Nemernicul, dar lasă că-l prind eu. Cum să-l prinzi? Prin urmare, nu ai dovezi. Ei, sigur că n-am, lașu, dar am să am, oho. Bine, dar cum? Nu știu, ești aici, mi le găsești tu. Eu? Da. Eu? Te rog să nu spui, nu, Lucien. La pension erai cea mai bună prietena mea. Nu are importanță că nu ne-am mai văzut de 10 ani încoace. Sunt lucruri care nu se șterg. Te-am părăsit pe când erai Lucien Vicar, te-am regăsit Lucien Homenides de Histangua. Să fi lungit numele tău, dar inima ta a rămas aceeași. Am dreptul să te socotești cea mai bună prietena mea. Asta sigur. E, scumpa mea, prin urmare, ție trebuie să mă adresez când cer cuiva să-mi fac un serviciu. Ești foarte drăguță, mulțumesc. Atunci spune, ce să fac? Cum, pentru ca să... Pentru ca să-l prind pe bărbatul meu, da. Dar de unde vrei să știu eu? De asta m-ai chemat? Sigur că da. Asta e bună. Mai întâi ce te face să crezi că bărbatul tău trebuie să fie prins, nu? Poate că e soțul cel mai credincios. El! Păi, dacă n-ai dovezi... Sunt lucruri care nu înșală. Tocmai. Poate că și soțul tău e unul dintre ei. Lasă, dragă. Nu sunt un copil pe care trebuie să-l duci de nas. Ce-ai zice tu dacă dintr-o dată soțul tău, care a fost un soț, înțeleg. În fine, un soț, ce să-ți mai spun, un soț, ar înceta să mai fie soț, uite așa, de azi pe mâine. Aș zice uf. Așa zici până o pățești? Și mie mi se părea plicticos, monoton, îmi ziceam, doamne, un nor, o contrarietate, o grijă, ceva, mă rog. Ajunsesem la gândul să-mi iau un amant. Numai și numai ca să-mi creez niște griji. Tu, un amant? Da. Mă rog, sunt și clipe din astea. Și pusesem ochii pe cineva, pe domnul Turnel. Cu care ai mâncat tu la mine alaltă ieri? Da. Tu n-ai văzut că-mi făcea purte? Ei, mă miră tu ca femeie, mă rog.
E bine, dragă, era cât aici. Nu-i așa? Spunea și el, de altfel, sunt prietenul intim al soțului tău. Este de la sine indicat pentru... Dar acum nici vorbă să-mi iau un amant. Acum când soțul meu mă înșală, da. Vrei să spun ceva? Ce? Tu, în fond, ești nebună după bărbat. Eu nebună? Da, și ce te supără? Uite, mă enervează. Să-l înșel eu, da. Dar să mă înșel el, nu. Nu, asta e prea de tot. Ai o morală adorabilă. Dar ce, n-am dreptate? Ba da. Numai că tot ce mi-ai spus nu-mi dovedește absolut nimic. Cum nu-ți dovedește nimic? Nimic? Când un soț a fost ani de zile un torent impetuos și dintr-o dată fâs nimic, a secat? Și ce? Și Fluviu Manzanares este așa, da. Asta nu înseamnă că o ia pe alături. E, dragă, n-ai văzut de multe ori pe la cazinouri oameni care au uimit privitorii jucând sume enorme și făcând să sară banca și pe care după câtva timp îi întâlnești jucând doar cât un bănuț? Draga mea, dar măcar bănuțul ăla dacă l-ar juca, dar nimic? Ca jucătorul care dă numai târcoale mesei de joc. Cu atât mai mult. Asta nu înseamnă că se decavează în altă parte. Înseamnă pur și simplu că e lefter. Punct și gata. Dar astea? Ce-s astea? Bretele. A, da, e și impresia mea. Știi tu ale cui sunt aceste bretele? Ale soțului tău, presupun. Aha, vezi, acum nu-l mai apere atâta. Nu, dar spun așa, pentru că mi închipui că dacă ai la tine niște bretele, sunt mai degrabă ale soțului tău decât ale altui domn. Întocmai. Ei bine, ai putea să-mi explici cum se face că soțul meu le-a primit azi dimineață prin poștă? Prin poștă? Da. Într-un colet poștal pe care l-am deschis din greșeală controlându-i scrisorile. Și pentru ce controlezi scrisorile? Păi ca să știu ce este în ele. Asta numești tu a deschide un colet din greșeală? Te cred, din greșeală înseamnă ceva care nu mi-era adresat mie. A, așa. A, e da. Trebuie să recunoști și tu că dacă i s-au trimis bretelele prin poștă, înseamnă, după cât se pare, că le uitase undeva. Da, știu și eu. Și știi tu unde era acest undeva? Mă sperii. Hotelul La Motănașul Craidon, dragă. Ce e asta, dragă? După cum îl arată numele, nu este o pensiune de familie. Hotelul La Motănașul Craidon. Da, de altfel poftim, uite cutia care conținea obiectul. Poți vedea și eticheta, e tipărită. Iar dedesubt numele și adresa soțului meu, domnului Chandbis, Bulevardul Malherbe 95. A? Hotelul La Motănașul Craidon. Exact. Până acum mai aveam încă îndoieli când vedeam că bărbatul meu e puțin așa ca un, puțin cam, da. Îmi spuneam și eu, mă rog, asta e. Dar așa ceva? Cu bretele? Nu! Da. Trebuie să fiu cu ochii în pat. Da, e clar, clar. Și dacă tu ai vedea hotelul ăla, dragă, parcă-i făcut de un cofetar. Cum? Cum dacă ai vedea? Îl cunoști, deci? Da, bineînțeles, de acolo vin. Cum? Păi de asta am întârziat. Cred că-ți dai seama că am vrut să mă conving, da. Mi-am spus, singurul mijloc e să-l trag de limbă pe patronul hotelului, da. Ei bine, crede-mă că nu e atât de simplu să pui întrebări unui patron. Dragă, e de speriat cum se acoperă ăștia care trăiesc în viciu. Nici n-a vrut să audă. Normal, dragă, astea sunt noțiunile de bază ale meseriei. Frumoasă treabă, nu știi ce mi-a spus. Da bine, doamnă, dacă aș divulga numele clienților hotelului meu, ați fi cea din tâi care n-ați mai călcat pe aici. El mi-a spus asta mie. Și n-am mai fost chip să scot ceva de la el. Îți spun, mut ca un pește. De asta văd că nu ne putem bizui decât pe noi. Bărbații se susțin între ei, noi trebuie să facem la fel. Tu ești mai descurcăreață decât mine, acum cunoști faptele. Lucien, spune-mi ce trebuie să fac. Drăcie, m-ai luat așa pe nepusă masă. E, hai, fii și tu genială măcar odată. Ei, da, știu și eu. Ce-ar fi dacă mai avea o explicație cu soțul tău? Tu îmi spui mie asta? Da, dragă, da. Păi nu-ți dai seama că mi-a răspunde printr-o minciună? Nu există mincinos mai mare ca bărbatul afară de femeie. Da, și cred că sunt singurele ființe de pe pământ care... ascultă! Ar fi poate un mijloc pe care l-am văzut întrebuințat adesea în teatru. Care? Iei o hârtie de scrisori bine parfumată, trimite o scrisoare soțului, o scrisoare înflăcărată ca și cum ar veni de la altă femeie, bineînțeles, și o termin cerându-i o întâlnire.
O întâlnire. Da, dar la care ai grijă să te duci tu, bineînțeles. Dacă soțul tău vine, te-ai lămurit. Ai dreptate. Poate că nu e genial, dar în general mijloacele clasice reușesc cel mai bine. Sigur. Ei, vom scrie imediat lui Victor Emanuel. Da. Da, dar o să-mi recunoască scrisul. A, da, da, dacă i-ai mai scris, asta e precis. Ascultă, dar pe al tău nu-l cunoaște. Tu ai să-i scrii. Eu? A, nu, 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 asta e un lucru prea delicat. Păi vezi, tocmai, fac apel la delicatețea ta. Ești sau nu ești tu cea mai bună prietena mea? Bine, 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 hai, dă-mi hârtie de scrisori. Poftim. Nu, 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 din a ta, recunoaște-o. Vai, dar proastă sunt, adevărat. Stai, am aici ceva care cred că e potrivit. Hârtia asta amov. Da. O cumpărasem pentru la țară, dar nu e prea sugestivă. Nu, dar în fine, dacă o parfumăm tare. A, pentru asta am ce ne trebuie. Esență de trifoi stacojiu pe care îl pusesem deoparte să-l dau înapoi, fiindcă nu-i puteam suporta mirosul. Perfect. Ia să ne gândim cum să-i turnăm această scrisorică. Abar n-am. Mai întâi, unde ar fi putut să rămână trăznită necunoscuta noastră la vederea soțului tău, cam? Așa e, unde? Ați fost la vreun teatru, acum de curând, undeva... Da, miercurea trecută la Palais Royal cu domnul Turnel. Domnul Turnel? Cel care era cât pe ce să-mi fie amant. Da, 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 da. Atunci e foarte bine. Stai să vezi. Domnule... V-am văzut într-una din seriile trecute la Palais Royal. Tu nu găsești că e cam rece pentru o lovitură de trăzne? De ce? Păi, parcă ar fi un proces verbal de portărel. Nu, eu cred că aș scrie mai brutal, așa. Eu sunt cea care nu te-a mai slăbit din ochi în seara aceea la Palais Royal. Și fără, domnule, nimic, adică tronc și asta e. Știi că ai vocație, tu? Spui și așa. Cum cred că aș scrie eu? Deci, scrie. Eu sunt cea care nu te-a mai slăbit din ochi în seara aceea la Palais Royal. Așa, adică e cald, e direct, e nu? E trăit. Erai în lojă cu soția dumitale și un domn. Sunt gata să fac o nebunie. Vrei să o facem împreună? Te aștept astăzi la ora 5 la hotelul Motănașul Craidon. O femeie care te iubește, așa. Acum parfumul. Poftim. Și acum adresa domnului Victor Emanuel Chambiz, Bulevardul Malherbe 95, personal. Mulțumesc! Intră, intră, dragă Turnel, intră, te rog să iei loc. Nu acolo, aici pe mă ierți o clipă, trebuie să-i scălesc niște hârtii. Da, da, Camii te așteaptă ca pe-n Dumnezeu. Primo, da, iubitule. O, iubita mea, erai aici, iată. Bună ziua, scumpă doamnă. Bună ziua, Turnel. M-am întâlnit cu Turnel pe scară și ne-am urcat împreună. Da, aduc o listă de câțiva clienți pe care i-am putea asigura. Perfect, dragă tău, perfect. Și mi-o dai mai târziu. Da. Victor Emanuel. Da. Ce tot îți tragi pantalonii? Te supără bretelele? Da, mă supără bretelele. Prin urmare, nu sunt cele pe care ți le-am cumpărat eu. Nu. Cum? Ba da. Victor Emanuel, da. Înainte nu te supărau. Știi că ai dreptate? L-ai fi strâns prea tare. E ușor, ți le lărgesc eu. Te rog, nu-ți bate capul. Am să le lărgesc singur. Singur? Da. Mă rog, bine, cum dorești tu. Turnel, îmi dai voie, iată-mă, dragă mea, sunt la dispoziția ta, dar să mă duc. Du-te. Raimond, te-am visat azi noapte. Nu, dragă, nu, mulțumesc. Nu e cazul când bărbatul meu mă înșală să mă apuc să fac și eu același lucru. Cum? Lucrurile astea sunt bune când n-ai altceva la ce să te gândești. Dar, Raimond, mi-ai spus că, adică, m-ai făcut să sper. Da. Sigur că da. Mă rog, se poate. Dar nu era chestia cu bretelele. Acum însă când e vorba de bretele. Cum? Bună seara, Turnel. Asta e bună. Ce bretele? Dar ce a vrut să spună cu bretelele? Omule, Unel, vă cheamă oaul meu. Ce? Vă cheamă oaul meu. Nu înțeleg. Tatpulin, te vă criziu.
Poftiți. Vă cheamă văul meu. A, da, 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 e foarte bine. Păi spune așa. Vă cheamă văul meu. Ate pe din care afară. I-am pus foarte de gut. Tunel te cheamă văul meu. Și nu te vede. Ei, ce faci, amice, că răiciți monologe, eh? Nu, te... Mate, dotoie, dotoie, nu bombăneam pe cineva care m-a ocărât pentru că... E bine, bine, lasă, nu te mai osteni. Ia ascultă, puși la mat, drăcește. Te ții de chefură, nu, de te... De te. Da, am uitat că ești luat aici drept camice-l sobu. Ții la reputația dumitare. Din nefericire, să dragul meu, în fața medicului există pentru fiecare din noi o oră în viață în care e obligat să dea jos aureola de sfânt. De aceea, pentru mine, care te știu și te cunosc bine, pe mine mă distrează când îi văd pe ceilalți închipuindu-și că dumneata... Nu mai bubi. Ia spune, ai profitat de sfatul meu? De caie, caie. Necătură cu hotelul la Motănașul Craidon. Tati, suntem între noi. Ai fost pe acolo? Da. E, și ce părere ai? Așa, ce spuneam eu că vreau să mă distrez, numai acolo mă duc. Apropo, bine că mi-am adus aminte. Apropo. Da. Am uitat. Să-ți dau drăcie. De. Aia care ți-am promis-o cu ajutorul căreia o să poți vorbi ca toată lumea. Mi-ai adut-o? Bineînțeles. Ce deranjează vorbirea la dumneata e un pic. Bolta celului gurii n-a avut timp să se formeze și de aceea sunetele, în loc să se izbească de acest perete natural care le trimite în afară, ele se pierd în mască, în interior, înțelegi, nu? Întâi e. Ei bine, ți-am adus acest aparat și ia privește ce frumos e și ce bine prezentat. Da, ce văd eu, te-mi... Cerul gurii, un cer de argint, dragul meu, ca în poveștile cu zâne. Te voi putea... Da, Bobi? Poftim? Voi putea, dai puțin, dai să-mi impun. Nu, așa, mai întâi aparatul să stea în apă, așa e necesar, cu acid boric. Nu se știe prin câte mâini a trecut. Da, ai dreptate, ti voi putea, Bobi? Da, sigur că voi putea vorbi, cum să nu. Ba chiar mai mult, dacă ai talent, ai putea intra chiar și la Comedia franceză. Mă duc să-mi impun în apă, imediat. Ia, auzi, te strigă. Camin! Da, spune că mă întorc îndată. Camin! Vine îndată, are puțină treabă. Bună ziua, cum te simți? Bine? Așa, sunt mulțumit că te văd. Tocmai aveam să spun ceva. Păi, am mai fost pe aici adineauri. Da? Nu ți-a spus timp? Nu mi-a spus... pentru certificatul lui Istangoa. Mi-a spus. După cât se pare, este din prima categorie, da? Prima, dragul meu, prima. Da. Iată-l de altfel. Mulțumesc. Vrei... Ce vrei să-mi spui? Da, e în regulă. Uite ce vreau să spun. Da. Voiam să te consult, așa, pentru mine, într-o chestiune destul de delicată. Închipuiește-ți... Că mi se întâmplă un lucru extraordinar. Ce anume? Uite, cum să-ți explic eu ca să mă înțelegi? Tu știi că eu am o nevastă adorată. Da, în privința asta suntem absolut de acord. Bun, bravo, mulțumesc. Bun. Pe de altă parte, știi foarte bine că nimeni nu e mai puțin afemeiat decât mine. Oh! Da, așa e. Da, dragul meu, habar n-am. Uite, spun eu că așa este. Să nu te miri prin urmare, aflând că soția mea era totul pentru mine. Adică vreau să spun că era, cum să spun, era și nevastă și iubită. Înțeleg, totul pentru mine. Ceea ce înseamnă, pe scurt, că am fost pentru ea întotdeauna, cum să spun eu, sigur că acum între noi mă pot lăuda, un soț la înălțime. Ce spui așa? Așa e. Dragul meu, eu habar n-am. Dacă spun eu la înălțime, ba chiar și mai mult, știi? Mă rog, toate astea sunt foarte bune, numai că nu văd ce legătură are această introducere. Stai să vezi. Într-o bună zi, sau mai degrabă într-o noapte furisită. Așa. Să fie, vă zic încă suntem acum. Să fie cam vreo lună de atunci, da. Îi declarasem dragostea mea doamnei Chambiz, care mi-a primit imediat, știi? Când odată, nu știu ce s-a petrecut, așa, o indispoziție, o turburare, nu știu cum să spun. Adică am simțit că devin copil, adică ce copil, cum să spun? Copilaș. Drăcie. Da.
La început nu prea m-am alarmat, zic, cine știe eu, nu? Adică bazându-mă, știi, pe un trecut glorios. Hai, mă rog. Nu puteam să... Și mi-a zis la urma urmei, azi înfrângere, mâine revanșă, da, nu? Și la război. Dar iată că... Vino puțin mai aproape că... Auzi. Da, spune. A doua zi am nenorocita idee să-mi spun, atenție, băiete, ce-ar fi să pățești ca ieri? Și m-a apucat spaima și hait. Adică, știi, exact în ajun. Hait, am speclit-o, adică... Am înțeles, bietul, fiindcă de acum înainte s-a isprăvit. Adică a devenit o idee fixă. Cum să spun, nici nu mai îmi pun întrebarea. Oare în seara asta am să, știi, de unde? Adică, acum am spun, în seara asta nu o să... Și atunci hai să înțelegi. Adică nu dă greș niciodată. Când eu știu că ai, nu e momentul să glumim acum. Eu vorbesc foarte serios. Ce, nu cumva te aștepți acum să iau un tragic caz în limitare. Așa ceva se întâmplă zilnic. Ei, lasă, nu-mi spune. Dragul meu, ești pur și simplu victima unui fenomen de autosugestie pe care dumneata și numai dumneata îl poți învinge. Da. Puțină forță de caracter, ce naiba, cine vrea poate. Așa, de, acum să știi că... E, de, nu, ce, nu, în loc să spui, oare eu în seara asta o să... Nu, lucru care te doboară, ar trebui să spui, eu în seara asta, da. Gata. Da, gata. S-a terminat. Să nu te îndoiești nicio secundă de tine în viață. Da. Și mai ales să nu faci din asta o chestiune de amor propriu, înțelegi? Deci în seara asta gata. Așa. Și... Să știi că poate că ai dreptate. Sport, dragul meu, sport. Da. Sport, exerciții. Da. Lucrezi prea mult. În seara asta. Stai prea mult la birou. Poftim, uite, ai tendința de a te cocoșa. Da? Da. De asta ți-am și recomandat bretelele americane, pe care parcă văd însă că nu le-ai pus. Eu? Ba da, cum să nu se poate? Și ca să fiu obligat să le port, am făcut cadou toate celelalte bretele ale mele. Le-am dat pe toate. Le-am moștenit vărul meu Camin, știi? Da. Zău, ăsta sunt prea urâte. Ce contează? Nu le vezi decât dumneata. Ce nu le vezi decât? Dar din ori nevastă mi-a dat că tu să le descopere. Ei, și ce mare lucru. Mersi, să mă fac alagios și în privința asta, nu numai în cealaltă, adică vrei să mă... Uite, vezi, pui valitatea acolo unde nu ar trebui să fii. Evgen, anunță-o pe doamna că am sosit. Da, doamne. A, dumneata, scumpă, da. Doamnă. Ce mai faci? Eu? Mulțumesc, ca și dumneata. Ai venit, deci? Da. Ai venit să o vezi pe soția mea, vreau să spun. Mai bine zis, m-am înapoiat. A trebuit să mă duc până într-un loc, dar... Da. Am mai văzut-o adineauri, de altfel și pe domnul. Da, atunci nu e nevoie să mai fac prezentările. Spuneți-mi, nu găsiți că are un aer cam nervos? Domnul? Nu, soția mea, vreau să spun. Nu știu ce are în dimineața asta. E foarte prost dispus. Nu mi s-a părut. Nu? E cu atât mai bine. Așa. Lucian, ai venit? Bună ziua din nou. S-a făcut. Vine în urma mea. Bun. Iertați-mă că vă deranjez. Un comisioner a adus o scrisoare personală pentru domnul. Păi, pentru mine? Da. Iată, uite, ca să vezi, îmi dați voie, dragile mele. Oh, da, sigur. Nu mai să trag puțin pe deasupra, da, puțină lumină. Asta e culmea. E culmea asta. Ce e? Nu, nimic, dragă, nimic. De ce, vreun necaz? Nu, nimic, e vorba de... e vorba de o asigurare, dragă. Aha. Lucian, vină, da, draga mea. Da. Dragă, nu, femeile sunt uluitoare. Nici nu-ți trece prin minte ce mi se întâmplă. Ce? Uite. Ia ascultă, m-ai lăsat așa baltă. Da, Turnel, iartă-mă, stai. Ia, vino încoace, că nu ești deprisos. Da, ce? Bună ziua, doctore. Bună, Turnel, bună. Copii, țineți-vă bine. Am făcut o cucerire. Ce? Da. Hai că v-am înfundat. Eu nu inventez nimic. Ascultați aici. Eu sunt cea care nu te-a mai slăbit din ochi în seara aceea la Palais Royal. Dă-mi să văd. Poftim, uite-te bine. Erai într-o lojă cu soția dumneitale și un domn. Și un domn, fii atent aici, ăsta ești tu. Adică și un domn, un X, adică un oarecare, o ceață, pulbere. Adică, rog, hai că mi-a venit și mie rândul, ce vă uitați așa. Ia dă-mi scrisoarea în proces. Așa.
sunt gata să fac o nebunie. Ho, 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 adică știi? Deci încă o dată, sunt gata să fac o nebunie. Am înțeles. Vrei să o facem împreună? Lasă-mă să citesc. Vrei să o facem împreună? O, sărăcuța, hai că pică bine. Ce zici, Finaș? Cum adică? Păi cum adică, păi după ce ți-am povestit. Ei, lasă, da. Zi, mai departe. Așa, vă zic că vrei să o facem împreună. Așa, te aștept astăzi la ora 5 la hotelul la Motănașul Craidon. Cum? La hotelul Motănașul Craidon? Da, ei, nu știi, la Montre tu să-i încântoi la... Ei, bravo, la... bravo. Da. Asta e una care se pricepe, trebuie să fii vreo clientă. De ce? Ce tu crezi că hotelul e din ăsta? Un vis, dragul, da? Un vis. Acolo îmi fac eu mendrele. Oho, iată, uite ce înseamnă să ai un suflet curat. Ei, nu știam. Ei, da, nu știam. Sigur. Sunt sigur însă că Turnel... A, nu, eu îl cunosc așa, după lumea. A, doamne, chiar acum vreau să te întreb. Tu ai băgat de seama așa că ne făcea vreo femeie cu ochiul sau... Nu. Nu? A, nu, stai, adică mi s-a părut că zărești ceva la un moment dat, dar sigur eu credeam că e pentru mine, așa că... A, credeam că e pentru... Ce? Stai, oh, da tâmpit, mai zi... Păi evident! Ce? Nu pe mine m-a plăcut, ci pe tine! Puh! Cum, pe mine? Păi te cred, te-a luat pe tine drept mine și fiindcă cineva a pronunțat numele meu arătând spre loje, bineînțeles că ea care nu se uita decât la tine... Crezi? Păi ce mai se înțelege acum în caut, iau-te... Dar știi că se poate... Păi uite-te tu la mine, uite-te la mine, Turnel, uite-te bine, pot eu inspira pasiuni, tu însă ești obișnuit să sucești capul femeilor, tu ești frumos, cum ai gata, lasă, acum gata, nu e nicio îndoială, scrisoarea asta e pe numele meu, dar pe adresa ta și de vreme ce ți-e adresată, tu ai să te duci. Eu? Nu. Băi, uite, știi că mai întâi de seară nu sunt liber. Dăm un banchet în cinstea directorului nostru, știi, ăla din America. Așa că, gata. Ascultă, nu. Nu, lasă. Eu văd eu că moare de poftă, uite-te la el, uite. Ei, bine, atunci accept. Hai, descrisoarea încoace. Poftim. Nu, de altfel, ce să faci cu ea? N-ai decât să te duci la hotelul cu pricina și să ceri camera reținută pe numele meu. Înțelegi, astfel de scrisori nu primesc eu atât de des. Vreau ca într-o zi nepoții mei, dacă se va întâmpla, să am, sigur, găsind-o între hârtiile mele, să poată spune: frumos bărbat trebuie să fi fost bunicul dacă a stârnit asemenea pasiuni. Să fiu frumos măcar în posteritate, nu? Ah, și cu semnăturile? Da, două minute sunt al tău. Uite, Finaș, hai să trecem noi dincolo, că nu se ne deranjeze nimeni. Stau, două minute și după asta iar mai e ceva. Două minute. Hotelul Motănașul Craidon. Are cine mai fi și femeia asta care s-a îndrăgostit de mine? Turnel? Domnul Chandbis nu e aici? Ba da, este pe aici, e cu doctorul, îl pot chema. Nu-l deranja. Dacă îl vezi mai târziu, spune că am ieșit în oraș cu doamna de Histangua, că dacă mă înapoiez târziu, să nu fie îngrijorat că poate voi lua masa cu o prietenă. Bun, nu faci. Dar cred că nici el nu se va înapoia de vreme, așa că... Pentru ce nu se va... Cum? Păi, pentru că mi-a spus, mi se pare că are de seară un banchet cu directorul lui din America. Așa ți-a spus? Da, așa mi-a spus, da. Ei bine, nu este adevărat. Cum? Fiindcă mâine are loc acel banchet. Am văzut și eu invitația, așa că... Aha, păi atunci înseamnă că a greșit ziua. Asta se spun. Nu a greșit. Toate astea le face în mod deliberat. E un alibi care se îngăduie să se înapoieze diseară spunând că a confundat data. Știu perfect despre ce este vorba. Mă avea sigur că era foarte sincer. Gândește-te mie, n-avea de ce să-mi spune minciuni. Turnel, lasă că înțeleg eu jocul dumitale. Fiindcă știi acum că soțul meu mă înșală și nu mai pot spera nimic de la mine, crezi că e foarte diplomatic să mă convingi că el e cel mai credincios dintre bărbați, dar da? Te asigur că vorbesc foarte sincer. Da? Da. Ei, atunci cu atât mai rău. Să știi că tot una e. Nu. Adio. Nu, Raimond. Paște, murgule. Senior Chandbis este acasă. Domnul Chandbis vine imediat. În rezum,
rămas nimic. Nimic altceva de făcut decât ce ți-am spus. Perfect, eu am înțeles, să știi. Querido amigo, eu sunt nostru. Dragul meu, Homenides, ce mai faci de mult? Muy bien, muy bien. Ah, si, senor dottore, Zaratosa se siente bien. Da, sigur, sigur, da. Dumneavoastră? Scuzați-mă, dar trebuie să plec. La revedere, la revedere, la revedere. Și pentru cine se va duce acolo, îi urez succes la motănașul Craidon. Da, da, la revedere, dragă. Mai la revedere, mai. Mă spuneți, soția de la mine este aici? Da, este aici, e aici, e cu soția mea. Vreți să o anunț? Nu, nu, nu. Nu, dar și dacă vreți... Nu, eu nu vede pe iuta. Hai, hai, da. Ce faci, dragă? O clipă, dragă, iartă-mă, numai o clipă. E, uite ce, eu am treabă, să știi. Hai, răbdare, pregătește gârtile că eu vin imediat. Oh, iar să aștept. Ma, quien es questo barbatul? Domnul Turnel, un prieten de-al meu care este în același timp și agent al societății noastre de asigurări. Un om foarte drăguț, nu? N-are decât un cusur. E stricat la culme, dar încolo este... Un om, un ombre, da? Un om, se grăbește să plece fiindcă tot mai l-așteaptă o femeie. Da, spun eu că l-așteaptă, dar poate că pe mine, știi, nu pe el, pentru că, fiindcă mie mi-a scris o scrisoare fierbinte de amor. Oh, clar, clar. E, chi e a questa mujer? Știi că nu știu, nu semnează. Anonima. Una, așa, 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 ceva, am început și eu să cred că trebuie să fie vreo femeie bine, vreo femeie măritată. După ce v-a zut? După ce m-a zis, după, cum să spun, mai întâi după asta, după stil, știi, după ton, după, știi, femeile ușoare sunt mai puțin sentimentale și mai pozitive. Uite, ia, aveți ochi, vă puteți da seama de aici. Da. Ahora, este aquí un cornorato. Vă face să râdeți acum. Me amuse. Ah, vă amuse, da, da, vă amuse. Ce? Ce, v-ați lovit? V-ați lovit? Ce v-ați lovit? Asta a scris de la mujer al meu. Ce-a spus? Mizerabile. Cine? Canalia. Stai, că mai întâi sunt sigur că nu e vorba de soția noastră. Pentru că toate femeile au același scris în ziua de azi. Mai eu cunosc la scritura. Ce, urmece, eu nu mă duc, se aduce Turnel. Turnel? Da, Turnel. Che Turnel? Turnel, Turnel. Ah, el hombre, care era din aur aquí. Da. Ah, bueno, eu l-ho usido. Nu, stai, nu, ce nu, ce fai de mine, nu, nu. Doar nu s-a întâmplat nimic, mă duc să-l anunț pe Turnel și totul se va lăsa. Nu, 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 este voie de la mine. Eu vreau că lucrul să se consome. Aud voce della mia moglie. Entra in camera. No. Ti prego. No. Amo un revolver incarcato. Lo vedo. No, no, no. Io trago. No, da, la manduco in camera. Hai c'era il drago? Sì. Io soy aquí. Bună ziua, domnule de Histan. Buenos días, señora. Ma che mai faceți? Bine, mulțumesc. E copilii? Copii? Copii? No. No, peccato. Atunci, bueno, rimane per un'altra data. Evident, sì, evident. Sì. Dar ce-i cu tine, dragul meu? Io? Da. Io n-am nimic. Sigur. Sì. Eu ies în oraș cu Raymond. N-ai treabă cu mine. Nu, 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 nu. Duceți, duceți. Vă rog, duceți. Da, atunci la revedere. La revedere, spune. Da. Adios, adios, senor. La revedere. La revedere. Domnul Chambis nu e aici? Nu, senor, nu. Nu este aici. Bine, dacă îl vedeți, vă rog să fiți drăguți să-i spuneți că am lăsat toate hârtiile pe biroul lui. Nu trebuie decât să le completeze. Si, senor, si. În ce mă privește, eu nu mai pot să-l aștept. Si, si, duceți, duceți. La revedere, domnule, duceți, la revedere. Duceți, adios. Câtă teabă am, câtă teabă. Tine uncuie. Cum ce casă? Homenides. A plecat. Și doamna Homenides? Si dânsa a plecat cu Raymond. Da, bine. Asta-i, da, Turnel. Turnel, a ieșit adineaui. A plecat și el? Ia. Oa, ce ghinion, nu, stai.
Stai, a plecat, să nu pierdem nicio clipă. Pe cine să trimit eu acolo ca să-i previne la sosire? Pe tine. Dai puțin, unde acolo? Acolo, cum îi zice, la zi. Acolo. Suntem pe un vulcan. Ascultă, o dramă înspăimântătoare. Un dublu asasinat, poate. Stai așa. Înainte de banchet. Da, mai am timp să dau o fugă până la turnel. Așteaptă-mă. Pălăria! Unde? Doamne, Dumnezeule, dă-te pe tete, pune-mi să-ți explic aici din gură. Dacă în lipsa mea, ascultă, dacă în lipsa mea turnel se înapoiază aici pentru un motiv oarecare, spune că ar nu cumva să se ducă la întâlnirea pe care o știe el. Care e întâlnire? Întâlnirea care o știe el. E viața lui în joc. Viața ui! Așa, ai înțeles foarte bine. Viața ui. Dumnezeule, ce dracu, ce fi putin de naie astăzi? Oare ce au cu toții, Dumnezeule? Trebuie să-l vii lăsați în vieta aici. Tunel! Tunel, pentru numele lui Dumnezeu, nu te duce acolo, unde ții, acolo. Este viața ta în joc. Ce spui? Antenie, nu te uite, este viața ta în joc. Nu înțeleg ce vrei să spui. Tunel! Nu te naibii! Tunel! Stai, tunel! Dumnezeule, aoleu, te ugui mele, unde mi-au pus eu, te ugui, hai, iată, te ugui, turnel! Pe cine strigi așa, mă? Păi pe turnel, unchiule, nu am mai văzut nerod ca ăsta, i-am spus tot ce m-ai rugat să-i spun, dar nici n-a vrut să mă asculte. Turnel, nu te duce, turnel! Dumnezeule, cam îi vorbește. Eugenie! Da, domnule! Ce faci acolo? Termin camera, domnule. Ce? Dumneata numești asta o cameră făcută? Păi, da! Păi, de ce? Păi, ăsta-i pat făcut? E pe cuvântul meu, parcă ar mai fi dormit cineva în el. E cam așa ce... Vrei să spui că hotelul meu e smeluncă? Vai de mine, domnule! Nu, domnișoară, află că e un hotel de lux în care nu intră decât oameni căsătoriți. Da! Dar nu împreună. Să știi că domnișoara își permite să-mi judece clientela acum. Ia fă patul ăsta mai repede. Hei, cu cine te cer sfera eu? O fata asta, Eugenie, care abia se mișcă. Aoleu, rău îmi pare că n-am avut-o sub mine la regiment. O învățam eu cum să se miște. Sfera eu! Ce? Să se miște, dragă! Să facă treabă! Dar nu-ți închipui că mă gândesc la blestemății. Da, nu. Mersi. Prea văd multe pe aici, mele hamite. Sper! Baptiste, ai venit! Da. De unde mai sosești? De la cârciumă, se înțelege. Eu? E ora 5. Pentru ce nu ești în pat, cum ar fi trebuit să vii? Mă rog, ai de gând să muncești, da sau nu? Păi da! Păi atunci du-te și te culcă! Nu zău, ia uitați-vă la el! Uitați-vă la el, nu-i pun de nimic! Are norocul să aibă reumatisme. Neîndoielnic, pentru care eu îi plătesc bani grei. Pentru ce? Asta mă întreb și eu. Pentru că am o inimă prea bună și pentru că n-am vrut să las pe un unchi al meu în mizerie. Iar dumnealui o ține una și bună. Se sustrage de la datorie și aleargă la cârciumă. Ascultă-mă! N-ascult nimic! Cârciumele s-ar trebui toate închise în numele moralității publice. Dacă am fi avut nevoie de un domn bătrân și bolnav în lipsa ta. E? Cine ar fi făcut pe bătrânul bolnav în locul tău? Eu nu, desigur. Frumos ar mai fi fost în caz de flagrant delict. Bine, dar hai, gata, hai. Destul, marș. Ia-l de cameră. Pun-o cu ibăreală în pat. Ce înseamnă asta? Nobody call. Cum? Nobody call, sir. Ce zice? Nobody, domnule, nobody. Oh, thanks. Ce-a spus?
a întrebat dacă nu l-a căutat nimeni. Săracul, e a treia oară când vine aici și doamna pe care o așteaptă îi trage chiulul. Dar cine nu i-ar trage englezul ăsta iurit? Dacă așa se poartă cu femeile, eu-s nabodecol. Nabodecol. Nici nu mă mir cu ea la sănătoasă. Eu mă duc să-mi duc cearceafurile la spălat. Ia stai că mi-am adus aminte. Camera asta n-o dai nimănui, e reținută. Da? De cine? De domnul Chantbis, Camille Chantbis. Vine azi? Da. Uite, aici ai telegrama pe care ne-a trimis-o. Ce faci aici, Eugenie? Eu, doamnă? Foarte bine, mulțumesc. Nu asta ți-am spus. Ce mai faci aici, am spus. Nu mai am nevoie de dumneata. Hai la treabă. Da, doamnă. Ia-o pe scara din culoar. E același lucru și nu riști să te întâlnești cu clienții purtând teancul ăsta de cearceafuri. Bine, doamnă. Mai repede, mișcă-te. Uite ce spune aici în telegramă. Uite, zice așa: rețineți pentru azi, ora 5, aceeași cameră ca data trecută. Chantbis. Perfect. Așa. Atunci să mergem să facem o inspecție. Da. Și acum să apăsăm o dată pe butonul ăsta. Așa. Și să vedem dacă tâmpitul ăla de unchiul meu e la postul lui. Acum. Formidabilă invenție. Perete pe pivoți. Ca o scenă turnantă. Și apare din alt perete un alt pat. Și în pat cine se află? Baptista! În loc de doi porumbei tineri, un bătrân ramolit. Baptista! Romatismele mele! Da, bine, văd, nu te mai osteni. Eu sunt. Ei, vezi, tu care mă cerți tot timpul, sunt aici, la slujbă. Și ce? Ce? Te plătesc doar pentru asta. Hai, la cutie, la cutie, la cutie. Hai. Unde-i poș? Poș e în pivniță, așează lemnele. Pivniță? Așa. Da. Ești nebună, da. Dar ți-am spus că n-are decât un cusur, se îmbată și tu-l trimiți în pivniță. Dar vinul e în cuia, dragă, cu lacăte în dulapuri. Lasă că niciun pericol, îmi cunosc eu marfa. Degeaba mi-a jurat că o să se lase de beție. Știu eu cât preț să pun pe așa ceva. Îl cunosc de la regiment, i-a fost 3 ani o ordonanță. Știu. Cunosc eu remușcările lui care țineau doar de luni până sâmbătă, iar duminica, tronc, o făcea lată, pilea la săptămânală. Ei, ce vrei, ținea și el pasul. De-aia, acum 2 săptămâni, când l-am găsit fără stăpân, n-am stat nicio clipă la gânduri și l-am angajat la noi. Bine ai făcut, foarte șefule. Bine ai făcut. Ia, vorbește lup și lupul, ce este post? De peșă. O de peșe, și ia două încoace. Dă-o dată, uite. Mulțumesc. Mai ai de gând să te zgâiești așa la mine, dobitocule? Da. Tot la Chantbis. Rețineți o cameră bună pentru mine și introduceți în ea persoana care v-a întrebat de mine. Aha. E, voi ăștia, ați auzit? Dacă întreabă cineva de camera reținută de domnul Chantbis, introduceți aici. Da, șefule. Nobody called? Hey, no, nobody, yok. Domnule Rugby. Fes. Iese din cameră de parcă țâșnește un drag dintr-o cutie. Adevărat, te trec și fiorii. Domnul doctor, vă rog. Ziua, doamnă Ferraion. Aveți o cameră? Doctor, păi se poate, pentru dumneavoastră, da. Oricând la dispoziția dumneavoastră, domnule doctor. Mulțumesc, nu m-a căutat nimeni? Încă nu, domnule doctor. Cu atât mai bine, da. Aveți vreo aventură, domnule? Aventură, am o mică legătură. Nu vreau să mă amestec, dar durează de vreo lună. Am mai zburătăcit și eu pe aici, pe acolo. Frumos să nu fii credincios. Nu fi frumos, dar cu aceea. Nu vorbesc de doamna, ci de noi. De noi. Așa. Păi dacă oamenii ar fi credincioși în dragoste, noi ar trebui să închidem contul. Da, așa e. Da, vrei să vezi la numărul 10, Olimp, pentru domnul doctor? De ce 10? Numărul 5 ăsta de aici nu e liber? Vai, nu. Păcat. Da, numărul 10 este exact la fel, e deasupra. Mă rog, meargă și la 10. Doamne, doctor,
vreți să veniți să vedeți camera? A, bineînțeles, bineînțeles că vreau să vin să văd camera. Numărul și 10. Dacă mă caută cineva, mă anunțați imediat, nu? Desigur, desigur, domnule doctor. Nobody call? Să nu o luăm nici așa. Nobody call for me, I say. Moaștă, băieță. What? Moaștă! Moaștă? Da, e da, englezule, moaștă. Ce te uiți așa la mine cu ochii rotunzi? Nu-mi pare rău că pot profita de faptul că nu cunoști limba noastră pentru a spune ce gândesc. Moaștă! Moaștă, ufe! La dispoziția dumneavoastră. Bună ziua, domnule. Doamna, ce dorește? Camera reținută de domnul Chandbiz. N-a venit încă nimeni să întrebe de cameră? Nu, nimeni. Iată camera. Doamna o poate vedea. Foarte comod. Bine, 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 foarte... nu mă interesează. Da, bine. Iar aici vă rog să notați bine, în caz de flagrant delict, vă atrag atenția, doamnă, de fiecare parte a patului e un buton. Da, bine, am să mă conving singură. Te rog să mă scuzi, domnule... Da, doamnă... Nu am nevoie de dumneata. Bine, bine, doamnă. La revedere, domnule, la revedere. Iar se goase rău de tot. Hei, poș, poș! Da, șefule. N-ai mai isprăvit cu căratul lemnelor? Încă o încărcătură, șefule, șefule. Bine, atunci dă-i drumul repede. Și după asta să-mi faci plăcerea să spui livreaua. Nu s-o lași pe aici pe unde apuci. Locul ei nu e aici. E ora când încep să vină clienții. Trebuie să te pui în ținută. Da, șefule. Da, iauzi, iauzi, iauzi. Auzi că sună. Sună, șefule. E englezul. Da. Du-te, vezi ce vrea. Da, șefule. Hai, pisicuțo, vino, vino cu patanașul tău. Da, e minunat, conașule Cami. Aici nu ne mai poate deranja. Nesuferitul de tine, bărbatul meu. Vino, du-te un cubic. Bineînțeles, mi-am rezervat camera din timp. Antonet, Antonet, tu du-te și așteaptă-mă acolo. Eu mă duc să-ți aduc ceva bun. Ah, ai grijă, Antonet, alături de camera englezului, să nu dai ochii cu el. E mereu furios că nu-i vine pisicuța. Du-te, așteaptă-mă acolo. Vă rog, camera domnului Chandbiz. A, de aici, domnule. Da, dacă nu mă înșel, dumneavoastră nu sunteți domnul Chandbiz. Nu, dar nu face nimic, îl reprezint. Aha, aha. Da. De altfel, de peșa spune să introducem pe oricine va cere camera care este pe numele domniei sale și atunci... Doamna a venit, domnule. Aha, și e bine? Domnul vrea să știe și părerea mea. Cred că din moment ce vă place dumneavoastră... Păi vezi că eu nu cunosc. Da. Și înainte de a începe, să nu fie vreo cotoroanță. Nu, fiți liniștit. Nu cred că are o fire prea blândă, însă e frumoasă. Ce are a face? Dar lumea interesează caracterul. Atunci iată camera, domnule. Poftiți, da, da. Veniți pe aici. Ce este? A venit domnul doamnei. Un moment. Poftim. Cucu. Na! Oh. Poftim cucu. Oh. Doamne, nu el. Raimond, dumneata. Dumneata ești. Domnul Turnel. Doamne, dar numai la asta nu mă așteptam. Turnel. Dar ce cauți aici? Ce să caut? Ce? O legătură amoroasă asta e. O femeie care mă iubește. M-a văzut la teatru și atunci, mă rog, a fost ca un trăsnet. Mi-a scris, iar eu care nu am o inimă bună. Turnel, da. Nici vorbă. Cum nici vorbă? Nici vorbă. Femeia aceea, dar nici nu-mi pasă de ea. Nu o cunosc, nu o iubesc în vreme ce prin dumneata. Raimond, ah, visul meu. Visul meu se împlinește. Ești aici, în fața mea. A mea întreag, vai. Vezi bine, cerul e de partea mea. Doamne, femeia aceea nu ți-a scris dumitale, ci soțului meu. Ba nu. Dar cine ar putea crede? El e urât. Numai că eram împreună, înțelegi? Da. Și atunci persoana a făcut confuzie. Da, de Raimond, unde, Turnel? Da. Liniștește-te, scrisoarea pentru bărbatul meu. Eu i-am scris-o. Așa, cum? Dumneata. Întocmai. Nu înțeleg. Ai scris scrisori de dragoste soțului dumitale? Am vrut să văd dacă mă înșală. Dacă vine la întâlnire. Oh. Ei bine, după cum vezi, nu mai vroiai să fii a mea, deoarece credeai că soțul dumitale te înșală. După cum vezi, n-a venit și m-a delegat pe mine în locul lui, ca mai conform cu realitatea. Asta e adevărat. Și știi ce a spus când a primit scrisoarea asta? Ce a spus?
scrisoarea dumitale? Da. Știi ce a spus? Ce? A spus așa: dar ce vrea de la mine femeia asta? Nu știe că eu nu-mi înșel soția. Așa a spus el? Da. Ce fericită sunt! Doamne, ce fericită sunt! Recunoști acum că nu mai ai dreptul de a-l acuza, că nu mai ai dreptul, nu mai ai dreptul să nu-l înșeli. Am greșit, vai ce urât din partea mea că l-am bănuit. Bietul meu și-am bis. Ce rău îmi pare de ce am făcut, te rog să mă iert. Nu, nicio iertare. Fia mea, e de ajuns. Da, asta-i pedeapsa. Raimond, te iubesc, te iubesc. Nu, când mă gândesc că eu credeam că bărbatul meu face cucu. Tot una e, o să facem noi în locul lui. Ce o să facem? Cucu, Raimond, Raimonda mea, cucu. Turnel, care cucu, ce te-a apucat? Lasă-mă să-mi revin din emoție. Nu, din potrivă, să profităm. Profităm de această turburare cât e caldă încă. Caldă. Turnel, ești nebun, drept cine mă e? Păi nu mai lăsa să cred că vei consimți. Să fiu amanta dumitale? Da. Sigur că da. Da. Dar să mă culc cu dumneata, nu? Dar ce, mă iei drept o prostituată? Păi atunci cum? Păi dar ce să-i închipui, domnule? Păi, mi-am închipuit tot ce și închipuie orice om îndrăgostit care râvnește la dragostea unei femei. E, doamne. Cum? Când totul ne împinge unul în brațele celuilalt, când evenimentele sunt de partea noastră, Turnel, când însuși soțul dumitale te aruncă în brațele mele. Căci adevărul este, doamnă, că însuși soțul dumitale m-a trimis aici. Soțul meu? Da, doamnă, da, doamnă, da. Soțul dumitale. Și cum adică? Numai dumneata să fie aceea care să-mi reziste? Da. Nu, Raimond, nu. Turnel, te rog, calmează-te puțin. Și crezi că mă voi mulțumi cu ceea ce îmi propui? Cochetărie? Ochi în ochi și doar jumătate din ființa dumitale? Cea care este mai puțin în legătură cu împrejurările? Stai puțin, te rog frumos, calmează. Dar ce vrei să fac cu capul și cu inima dumitale? O, Dumnezeule! Și deoarece ignorez până într-atât regulile fundamentale ale dragostei, nu-i nimic, ți le voi preda eu, ți le Turnel, voi preda. Dragul meu, te implor. Doar nu-ți închipui cam să mă prăbușesc în ridicol, chiar dacă n-ar fi decât în fața propriilor mei ochi. Și să ies de aici vacă după ce am intrat bou. Turnel, te rog. Nu. Ești a mea. Îmi aparții și te vreau. Eu te înțeleg. Încă un pas. Încă un pas și sun. Eu apăs pe acest buton. N-ai decât. Raimond, ce se întâmplă? Unde ai dispărut? De cine ești dumneata, domnule? Și de unde vii? Aoleu, reumatismele mele. Ce e asta? Ce cauți aici, dumneata? De unde m-ai ieșit? Pe unde ai intrat? Hai. Și Raimond, unde e Raimond? Raimond? Cum ai ajuns aici? Nu știu. Am apăsat pe buton, așa? Peretele s-a învârtit și m-am trezit în altă cameră. Așa. Apoi am ieșit pe coridor și ce crezi? Bărbatul meu. Hey, nu. Ce spui? Bărbatul meu e aici. Cine și-am vis? Unde? Da. Unde? Uite-l, deghizat în servitor. Cum, de ce, nu știu. Ca să ne prindă, sunt sigură. Nu se poate, ce n-ai? Nu deschide, trebuie să fie el. Dumnezeule, el e. Scuzați-vă, am crezut că nu-i nimeni aici. Doamne, Șanbiz, bărbatul meu, sunt pierdută. Dragul meu, nu crede ceea ce vezi. Iertare. Iertare, nu mă o sândi fără să mă asculți. Ce spune, da? Aparențele ne învinuiesc, dar îți jur că suntem nevinovați. Și el spune adevărul. Da. Nu ne gândeam niciunul, nici celălalt să ne întâlnim. Toate astea sunt din pricina scrisorii. Scrisoarea, ea este de vină. Eu sunt pricina celor ce s-au întâmplat. Eu am pus-o scrie pentru că... Ăsta e adevărul adevărat. Iartă-mă, te rog. Credeam că mă înșel. Eu? Hai, spune-mi că mă crezi. Că nu te îndoiești de cuvintele mele. Ce m-a apucat aici? Victor Emanuel, te rog, nu mai râde așa. Nu mai râde, râsul tău mă doare. Mă doare râsul meu? Da. Văd că nu mă crezi. Doamne, Dumnezeu. Cum să te convinc? Eu trebuie să duc vermutul ăsta la numărul 4, așa că lăsați-mă să mă duc. Victor Emanuel, ce este cu tine? Cu mine, doamnă, eu vă asigur că trebuie să duc vermutul. Nici nu mă mai tutuiești.
Eu? Te implor, spune-mi tu. Hai, spune-i tu. Spune că mă crezi. Da, tu te crezi. Atunci sărută-mă. E, hai odată, sărută-mă și gata. Eu? Da, sărută-mă. Sau am să cred că tot m-ai supărat. Nu, vai de mine, dar nici nu mă dau. Doamne, ia ține puțin vermutul în alta. Ia vină cu aia. Iubitule, îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Așa. Mă, ce piele moare are, mă, dă vermutul înapoi. E, și acum plec, îl duc la numărul 4. De ce mai ești și gluma asta? Victor Emanuel, ești bărbatul meu, da sau nu? Eu sunt servitorul hotelului, eu așa ce? Știu. Da. Dumnezeule. Ha? A făcut congestie cerebrală. Precis. De unde? Stați puțin, că pe mine mai întâi că mă cheamă Poș. Cum? Și pe Poș. Și pe urmă, dacă nu mă credeți, aveți decât să-l întrebați pe Batista. Care e Batista? Domnul ăla, bătrân care e bolnav. Uite, stai că eu apăs. Ia, ține puțin vermut. Apăs pe buton și... Rumatismele mele! Rumatismele mele! Auzi, nu e cazul acum, las-o, nu? Zi mai bine. Batista, cine-s eu? Păi cum adică cine ești tu? Dar ce, nu știi? Eu știu, dar e pentru dumnealor. Ei, hai, da, spune odată, cine este cine domnul? Cine sunt eu? Păi cine să fie? E Poș. Poș? Sigur. Da, omul de serviciu al hotelului. Păi vedeți eu ce ziceam, eu sunt. Oare să fie adevărat? Ia-mi, dă vermutul că trebuie să văd. O asemănare așa de izbitoare, dar cum se poate? Imposibil, trebuie să fie o înșelătorie. Da! Da, șefule! Omul de serviciu. Era omul de serviciu al hotelului. Raimond. Ce? Ai sărutat omul de serviciu al hotelului. Da. Știu. Asta spuneam și eu. Nu, eu sunt încremenit. O astfel de asemănare, o... Nu. Nu e cu putință. Și totuși trebuie să ne înclinăm în fața evidenței. Ah, Turnel, dacă mă iubești cu adevărat, apas odată pe butonul ăsta după ce ne așezăm pe pat. Vreau să ieșim din camera asta blestemată. Prea bine, draga mea, prea bine. Hai, așa, hopa, sus, așa. Acum apăs pe buton și imediat vom fi în altă cameră. Ami? Aici? Dumneavoastră, aici, Dumnezeule! Nu, nu e Camille, nu poate să fie el. Ăsta vorbește. Ah, vorbește? Păi dar nu e el, nu. Oh, sigur. M-am săturat, să plecăm. Da, Te rog să plecăm. Turnel și Raimond aici. Dar ce poate să zic asta? S-a zis cu mine. Etienne, vine domnul Etienne. Uite la parter în hol. Doamne Dumnezeule, feciorul vostru, ce încurcătură. Hai, Raimond, să dispărem. Vino cu mine pe aici. Ei, nu e nimeni în holul ăsta? Aveți nevoie de ceva, domnule? Ah, domnișoară. Eugenie, mă numesc, domnule. Spune-mi, domnișoară Eugenie, da. N-a venit aici o doamnă care a întrebat de camera domnului Chandbiz? Ba da. Și unde e doamna? Vai, domnule, știți, eu nu am dreptul să... Hai, trebuie să o văd. Soțul ei poate să apară dintr-o clipă în alta. E un individ care ar omorâ-o. Vai de mine! Trebuie să o previn neapărat. Dacă e vorba așa, uite, domnule, am văzut-o intrând aici, în camera asta. În camera asta de aici? Da, acolo. Come in! Iertați-mă, domnule! Nevastă mea! Ajutor! A fugit ticălalt, domnule. Ce caută soția mea în camera dumitare? Nu da! Oprește! Miserabile! E nevasta mea! Dă-mi drumul, auzi! Ok, goodbye! Nu știu ce zice, dar asta e culmea. Mie îmi pune coarne și tot pe mine mă bate.
Ce dracu-i gălăgia asta e? Cine ești dumneata, domnule? Conașule, dumneavoastră... Ce? Cum? Cu un cârlig în mână? Da, am un cârlig și ce? Domnule, domnule, sunt încornorat, domnule. Ei, da. Da, domnule, aici, în camera asta, de un englez. A, Nabodecol. Nu știu, nu mi-a spus cum mă cheamă, dar fiindcă sunteți aici, fiindcă nu mai aveți nevoie de mine, îmi permiteți? A? Vreau să alerg după ticăloasă, să pun mâna pe ea și pe urmă o stac... Îmi dați voie, domnule? Du-te, du-te. Așa, vă rog, du-te. Vă mulțumesc, a, la revedere, domnule. Eu nu știu ce se petrece astăzi, dar parcă ar fi trăznit cu toți. Eu nu știu. Pe cineva, doamnă? Domnișoară? Da. La acela care era cât cu ce să mă dea peste cap pe scară, atât alerga de tare, nu cumva era valetul domnului Chantbiz. Oh, se poate, doamnă, fiindcă m-a întrebat de o cameră reținută pe acest nume. Atâta știu că e o poveste de nemai dai de capăt. A venit să anunțe o femeie să se cărăbănească, fiindcă soțul ei știe tot și când a dat ochii cu femeia, Hodorom Trong era tocmai nevasta lui. Vai, e un mister nemaipomenit. Ia stai, ce tot vorbești? Am impresia că ai făcut un talmeș-balmeș. Zău, doamnă, eu v-am spus ce am văzut. Mă rog, fie și așa. Spune-mi, care e camera reținută pe numele domnului Chantbiz? Camera? Da. Da, poftim. Mulțumesc, intru în ea. Cum doriți, doamnă, eu am ordin să pun camera la dispoziția oricui mi-o cere. Bine, mulțumesc. Da, vă rog. Ei, nu răspunde nimeni. Atâta pagubă. Plec. Cu cine să întrebi eu? Lucien! Domnule! Dumneata! Domnul Chantbiz! Bine că te regăsesc! Dar ce este? L-ai văzut pe Etienne, valetul meu? Cum? Valetul pentru meu. Ce? Cum pentru ce? Pentru că eu ți l-am trimis neputând veni personal. Ce? Aveam știu un banchet care mă împiedica, dar mi-am dat seama că banchetul nu era decât mâine și atunci am alergat să-ți spun. Nu, ce să-mi spui? Copilă nefericită, ce nebunie să mă iubești pe mine? Ce? Lasă că știu. Dar de ce n-ai scălit scrisoarele? Scrisoarea? Da. Ce scrisoare? Cea pe care mi-ai scris ca să-mi dai întâlnire aici. Ce s-a întâmplat? Ce te face să crezi că eu sunt aceea care... Uite, neștiind, am arătat-o soțului dumneavoastră. Cum? A recunoscut scrisul dumneavoastră. Ce spui? E în stare să te omoare, să știi. Caramba! Caramba, trebuie să fie pe urmele noastre, să știi. Pe urmele noastre și dumneavoastră, stai așa să fugim. Nu stau, să fugim. Stai, de ce? Soțul meu sunt pierdută. Să ne ascundem undeva repede. Intră în camera asta. Intră, eu rămân pe loc. Intră. Adonde sunt los miserables que io lo uccido, que io le strangulez de gâtul. Opole, strânge gâtul. Ce este gălăgia asta? Le strânge gâtul. Un nebun, domnule. Un nebun care vrea să ne omoare pe toți aici. Poș. Nu poș, e un nebun. Ce cauți aici? Prins la locul tău. La de presnes. Ce mă plăcut? Ascultă, uite, eu nu-ți permis, să știi, te rog foarte mult. Ce face? Uite, la mine, permiți? Da. Au, șivule! Ce faci, domnule? Au, domnule, nu da cu picioare! Au! Ce domnule, nu-ți permite! Ce pedeule! Eu sunt domnul Chantbiz, directorul de la Boston Life Company. Au, stai! Ești bet? Nu sunt! Nu sunt, domnule! Doamne, vei primi martorii mei, să știi dacă mai e. Da, te rog foarte mult. Au! Și pentru martorii mei. Au! Au! Da, și pentru Chantbiz. Au, nu ajunge, dar dumneavoastră treci cu gluma, să știi, dacă nu... Asta, ce mai e? Ce mai e? N-ai de gând să... Ce zic, lasă-mă! Ce vrei cu pălăria? Tot ce-i gluma asta? Ce mai... Lasă-mă pălăria! N-ai de gând să scoți jacheta? Bun, nu se poate, asta-i neamune. Una, au! Unde puneți căscheta? Și livrea! Așa! 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 Hai, la galop! Galop! Ce-ai spus? E bun! Vezi că-ți mai trag ora acum! E bun, o să-ți arăge ție acum! Și acum poș fuge la gară. Fuge la gară, da, unde mi-o, cine mi-o fi șterpeni haina și cascheta? Unii mi-i iau te nene. Dar știu că e îndrăznesc. Și în locul lor ce mi-a lăsat? Deci o pălărie, ia să vină când vin. Și o pălărie, ia uite, și jachetă, ia. Hai când vine. Ce să-i fac? Că tot trebuie să mă duc la gară. Ori baltonul ăsta, ori altul. Îl dă eu înapoi când mi l-o dat și el pe al meu.
Iar mă sună, mă sună. Sosesc, sosesc! Nebunul a fi plecat. Aoleu, aoleu, ce-a mai încasat. Păi dacă așa își primește clientele, nu mai călcă nimeni a doua oară pe aici. Ce-ți mintit? Și ia uite, poftim, jacheta mea, pălăria mea, pe care le agățați mai unde? Oare ce-ar fi devenit? Nu mai sunt. Turnel, te rog să fugim repede, o trăsură, te rog. Uite că servitorul hotelului. A dat servitorul repede. Poș! Ce? Poș, o trăsură! Cum? O trăsură! Nevastă mea! Bărbată mea! El e. Ce faci aici? Ce faci aici cu nevastă mea? Păi, doar știi, drag. Ce să știu? Ce să știu? Doar ți-am explicat adineaur. Ce mi-ai explicat? Hai de pe ți-am răspuns. Nu, stai, nu, lasă, stai, lasă. Șefe, șefe! N-ați mai sprăvit un trăboiul. Ia uite-l. Poș! Iar tu? Nebunul! Nebunul, stai, stai, nu da! Se vede că nu ți-am dat destule, da? Da, îți dau eu ție nebun, bețivanule. Și-am să te încui chiar eu să stai acolo până mâine dimineață să-ți treacă beția. Donde sono los miserables che io lo uccido? Donde sono los miserables? Cine striga așa aici? Cine striga? Domnule Jean-Bis! Ce așa? Ce așa? Cum? Ce? Ceru te-a trimis, salvează-mă, ascunde-mă, repede! Ce? Doamne, stai puțin! Doamne, ce m-a venit, doamne? Și soțul meu vrea să mă omoare! Și ce? Ce spuneți că vrea să vă... Hai pe aici! Hai pe ieșire! Lasă-l la ieșire! Te rog, opa! Te prendo! Inutile să ne ascundeți! Ho perduto! Vei pulso! Espera! Te-ai încuiat. Ce? Te întreb pentru ce te-ai încuiat. Eu? Dar nu era încuiată. Asta e culmea. A, nici ușa nu mai știi să o deschizi acum. E, asta e culmea. Dar de altfel n-are importanță. Poate binevoie să-mi explici cam ce căutai dumneata adineauri la hotelul Motănașul Craidon. La ce? La hotelul Motănașul Craidon. Ce e asta? Cum ce e asta? Dar știi că ai tupeu? Te-am prins adineauri acolo, nu e nicio jumătate de oră de atunci. Pe mine? M-ai prins pe mine? Da, pe tine. Nici nu m-am mișcat de aici. Ce spui? Spun adevărul. Nu te-ai mișcat nu, de aici? Nu, e, asta-i culmea. Evident, mă așteptam la orice să găsești un motiv bun, o explicație ingenioasă, dar să-mi răspunzi că n-ai fost la hotelul Nu, asta este... Dar eu nu pot spune ceea ce nu este, nu? Bine, nefericito, dar te-am văzut... Te-am văzut cu ochii mei. Ei, și ce dovedește asta? Oh. M-ai văzut, nu m-ai văzut? Eu nu eram acolo. Nu. Nu. Culmea, îndrăzneli. Când eu te-am prins acolo, pe jumătate dezbrăcată. Ce? În brațele unui englez. Pe mine? Da, pe tine, pe tine. Ba încă m-a luat și la pumni. Un englez? Yes. Cu un englez eu? Da. E, dar cum aș fi putut? Dragă, da. Dar eu nici nu știu englezește. Zi, nu erai acolo în brațele unui englez? Nu, nici nu m-am mișcat de aici. Nu te-ai mișcat de aici. Lasă că asta o să o aflăm noi. Stai, ce-i de gând să faci? Să întreb portarul. Portarul? Da. El are să-mi spună când și dacă a ieșit sau nu. Etienne, ești nebun, dar nu vrei să amesteci portarul în cearta asta caragioasă. Vrei să-și bată toată lumea joc de tine? Ai specrită, nu? Pe asta n-ai prevăzut-o. Mă rog, mă rog, fă cum dorești. Am să dau imediat un telefon. Te rog. Un telefon. Doamne ferește. Alo? Etienne, ești ceva. Dumneavoastră sunteți domnule Ploar? Da. Bun. Spuneți-mi, poate că întrebarea mea o să vă mire, dar trebuie să aflu. La ce oră a ieșit astăzi soția mea? Bine, dar astăzi nu a ieșit. Cum? N-a ieșit deloc? N-a ieșit? Nu, a mâncat la noi. O... Cum a mâncat la dumneavoastră? 5 franci, atât am costă. Nu mai înțeleg nimic. E de necrez. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, vă rog să mă iertați, domnule. Cu plăcere. Ei, ai văzut ce prost poate fi cineva când e gelos? Da, bine, aia, la bucătărie. La bucătărie, dragă. Da, imediat.
Ori femeia asta e un monstru de cinism, ori trebuie să mă îngrijesc. Am venit? E ce? Nu auzeai că sunăm? Ba da, doamne, tocmai că... Că domnul nu s-a înapoiat încă? Păi nu, doamne. Bine, lasă-ne. Da, doamne. Ei, dragă prietenă, acum că te-ai văzut acasă, eu... Cum? Nu, doar n-ai de gând să mă lași, nu-i așa? Așa? Nu știu în ce dispoziție se va înapoia bărbatul meu. Ai văzut adinea oricând ne-a întâlnit a doua oară la hotelul Motănașul Craidon, parcă îi venea să ne strângă de gât. Păi da. Îți închipui că dacă l-ar apuca pofta asta din nou... Da, și crezi că ar fi mai bine să mă aflu și eu aici? Bineînțeles, da, da. Nu țin să fiu singură ca să primez lovitura. Bine. Turnel. Da. Nu par să fii prea entuziasmat. Păi, de, știu și eu. Vezi, așa e, toți sunteți la fel. Îndrăzneți când se țin de capul cuiva și dându-se înapoi când e vorba de răspundere. E, la urma urmei, ce răspunderi? Doar nu s-a petrecut nimic. Dar nu e vina dumitale dacă nu s-a petrecut nimic. Chiar nimic. În orice caz, bărbatul meu nu știe asta. Nu știe că nu s-a petrecut nimic. Și găsindu-ne acolo, are dreptul să-și închipuie ceea ce își închipuie de altfel. Furia lui de adineauri este o dovadă. Evident. Ceea ce nu înțeleg însă este pentru ce s-a manifestat atât de târziu. E, exact. Asta, într-adevăr... Pentru că, știi, atunci când a apărut prima oară, n-a prea părut uluit de ceea ce vede. Prea chiar, da. Iartă-mă, mulțumit, aș putea spune. Ba chiar ne-a și sărutat. Absolut. Și haide, îl regăsim mai târziu în livrea. Se repede la noi și pare indignat. Totuși, în astfel de întâmplări, în general, îți face o părere din prima clipă. Sigur. Nu, nu, sigur, nu sunt lucruri pe care să le pricepi după o gândire. Dar eu ce spun, Turnel? Nu mai înțeleg nimic. Doamne, sună. Poate că e el. Vai, așa curând? Oh, doamne. Nu. E Lucian, galbito. Ce dramă. Ce trage bine. Pui, eu spui. Eu nu m-am mai întorc acasă. Nu. Cum? Da. Bună ziua, domnule Turnel. Te rog să mă ierți. Nu, nu face nimic. Avem tot timpul. Am să mă duc să stau oriunde. Chiar pe sub poduri. Pe sub poduri, da? Să mă întâlnesc din nou cu sălbate, cu de bărbat. Nu. Vremea a fost frică. Ce-ți minti, dragă? Da. Când ne-a văzut la Motănașul ăla, da, pe Turnel și pe mine, da, nu știu ce l-a apucat. A început să ne fugărească amenințându-ne cu un revolver. Ca și cum ar fi vrut să ne omoare. Da, pe noi. Da. Eu tare aș vrea să știu pentru ce. Cum, și pe voi v-a vânat? Da. Doamne, dar ce-i mai sărise, țană? Noroc că l-am găsit pe bărbatul tău care m-a susținut și m-a luat de acolo. Dacă nu era el, aș fi leșinat și cine știe ce s-ar mai fi întâmplat. La bărbatul meu? Da. Bancă și el m-a speriat, să știi. Nu știu dacă emoția nu i s-a urcat brusc la cap. Și simt, prin urmare, ai remarcat și tu, da? Da, am remarcat. Știi, îl văzusem cu 10 minute mai înainte. Îmi vorbise foarte cu judecată, da. Mi-a anunțase hotărârea soțului meu și mă implorase să plec de acolo. Și deodată, tronc, urmează scena. Adică, urmărire homerică, o luăm la goană pe scara amândoi, sosim jos, se uită la mine ciudat așa și abia mai răsuflând îmi spune: aoleo, ce e cu indianul ăla piele roșie? Dumneavoastră îl cunoașteți? Îți închipui mutra mea? Da. Cum dacă îl cunosc? Bineînțeles, de vreme ce e bărbatul meu și dumneata îl cunoști tot așa de bine ca și mine. Și îmi răspunde: dar eu nu te cunosc. No. Cine ești dumneata? Doamne, am spus gata. Și Jean-Bis a țicnit, mă la el fix, nu râdea deloc. Aulă, doamne. Și începe să toarne o grămadă de lucruri fără șir și... Așa, și nouă la fel, nu-i așa? Da, sigur. Bacă el e servitorul hotelului, așa. Bacă el care lemne, da, din pivniță, bacă îi luase cineva livreaua, o grămadă, da, de prostii. Ce nebunie! Și dintr-o dată, ce crezi că îi trece prin cap? Ce? Să mă ducă cu forța la cărci. No. Da, pe mine, mă și vezi, am sărit în sus, vai de mine, Sean Biz. Și el îmi răspunde: poș. Exact. Poș. Eu ce să zic, m-a apucat așa o frică, las balta pe bărbatul tău cu cârciuma lui și încep să alerg. Și uite așa alerg și acum. Nu înțeleg, dragii mei, nu înțeleg. Ori bărbatul meu și-a pierdut mințile, da, ori este o păcăleală. Cum? Dar eu tot nu înțeleg. Dumnezeule. Da, poate că e Shandis. M-aș mira. El are cheie. Da, uneori o mai uiți. Adevărat, o uiți. Doamnă. Ce este? Doamnă. Ce? Spune.
A venit domnul. Și? Și și nu știu ce are dumnealui, că mi-a spus aici locuiește domnul Chambiz. Nu! Da, doamne. Întâi am crezut că vrea să facă o glumă. Și atunci, ca să fiu și eu la înălțime, am zis... Ce-ai spus? Te cred că aici locuiește domnul Chambiz. He-he. Dar el nu râdea. Nici n-a clipit și mi-a spus... Te rog, anunță-i că am venit pentru livre. Nu se poate, iar cu livre. Ba da, domnilor, ba da, domnule. Nu, dar nu o să înceapă iar comedia asta. Unde este domnul? În anticameră așteaptă. Cum așteaptă? Ce așteaptă? Să-l poftesc înăuntru. Fie ce-o fi, poftește-l. Doamnă, ce? Ce, doamnă? Hai, intră odată. Nu e de loc, eu aștept pe domnul Chambiz aici. Victor Emanuel, ce tot spui acolo? Oh? Ei, doamnă. Îl auziți? Îl auzi? Iată că eu pe dumneata te recunosc! Pe dumneata era din aur la motonașul Craidon. Da, 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 domnule, da. Dumneata ești, stai cât ești, ești la încornorat. Vai, domnule! Da. Ce spune? Vai și pe doamna! Păi doamna e doamna de la hotel cu care m-am pupat eu. Bună ziua, doamna! Vai, doamna! Bună ziua, turnel, dați-mă! Turnel, spune-mi ce haide, are! Haide, haide, dragul meu! Aaa, uite și pe peștișorul, doamne! Peștișorul, merge. Merge, hai că merge. Lasă, Victor Emanuel, lasă Victor Emanuel. Nu, poși. Bine, poși. Și dumneata cu care am șters-o din pricina lui piele roșie. Doamnă, cine ar fi că să-ți auzi ce am dârdeit? Dacă știi cum dârdeiau. Păi, cum văd aici, toată lumea stă la un loc. Hai că e caragios, așa, dar mă rog. Dar ce ne mai aveți? Ce vă? Mai aveți ceva, sunteți foarte drăguți, dar puțin ca în zârli în familia asta. Ce are, dragă? Nenorocitul, crede-mă, ar trebui să-l arăt la un doctor. Doamne, nu vreți să telefonez la domnul doctor? Mai îmi place. Etienne, fă ce vrei. Da, domnule. Da, tu pleci? Da, da, domnule, da. A, pleci. Bine, auzi, nu uita, se spune domnul Chambiz că da, eu... Da, domnule. E încornorat. De ce hai face de... așa pe idiotul? Nu se poate să nu fie un lucru pus la cale. Asta știi de ce? Pentru că livreaua mea era în cui, nu? În cui era? Victor Emanuel... Acum destul. Dacă ești bolnav, spune, te ajutăm, te vom îngriji. Da. Dar dacă este o atitudine pe care o iei, eu îți declar că este stupidă. Ți-am explicat doar cum s-au petrecut lucrurile. Ți-am dovedit din fir apăr că n-a fost niciodată nimic, dar nimic între domnul Turnel și mine. Nimic. Doamna Homenides este aici pentru a-ți confirma adevărul. Absolut. Doamna e Homenides. Victor Emanuel, cred că e de ajuns. Acum, dacă tot mai persiști și crezi că eu și băiul... Ei bine, fă cum vrei. La urma urmei, domnul Turnel este aici pentru a-ți răspunde. Da. Termină și termină de a te mai da un spectacol făcând pe dobitocul. Eu? Da. Așa e. Când îți dai seama de realitate, ne strângi în brațe, ne săruți. Și după 10 minute vrei să-l strângi de gât pe domnul Turnel. Ia ascultă, domnule, ce am sărit la dumneavoastră să te strâng de gât? Da. Și la urma urmei de ce? Păi ce? Explică-mi ce rost are. Ne crezi? Da sau nu? Păi de? E, atunci sărute-ne odată și să se isprăvească odată toate că nu ai pot. Eu? De 10 ori, dacă vrei, nu odată. Ia vino-mi face, ia vino. Ma, trăznești abortură, nu te apropia de mine. Beau, eu te vorbă, ce pentru biete 3-4 litruțe cu care m-am citit numai așa, ca să-mi vii un fire, ați făcut la fel, păi știți cât am trecut eu? Eu sunt... E bea turtă. Ascultă, dar de unde... Duduiță, uite ce, eu nu mai lua. Tu, Victor Emanuel. Duduiță, poși, nene, poși. Duduiță, nu mai lua așa. A venit doctorul, gata. Ce este? El mi-a spus că tocmai am fost căutat la telefon. Da. Bună ziua, Chambiz. Cine e Chambiz? Cum cine? Bună ca glumă, dar totuși ce s-a întâmplat? Este că dumnealui este beat mort. Ce? Da. Cum? Nu se poate, el... Uite miroase. Nu se poate. Ba, se poate. Și bea dumneata. Bă, dragă prietene, dar ce ți-au dat să bei de ajuns în halul ăsta? Ia, șeșinata, ia, ascultă, nene. Ce, nene? Da, nu mai e terminat toată cu aerele astea. Eu nu-ți mai bea decât voi. Hai, lasă. Gata, nu mai mă lasă. Așa este, pe ce, de când am venit aici...
care mai de care își bate de mine. Eu nu mă, nu mă, nu mă cunosc. Ce pentru mine? Ce pentru mine? Am venit aici pentru doamna Șambiz? E, uite, vreau să văd pe doamna Șambiz. Gata, asta e tot și la dam pod. E formidabil, e formidabil. Are niște străfulgerări de luciditate și pe urmă... Ce fâși? Nimic. Și așa o ține de azi după masă. Încă e bine, încă e bine. Ce vă scrieți așa la mine? Eu sunt băiat bun, dar să știi că mie nu-mi place să mă calce nimeni, mă poate atură vadă, mă... Da, dragă. Fenomene din astea de halucinație, adică vreau să spun starea asta de amnezie ajunsă până la pierderea noțiunii propriei personalități, nu le-am constatat decât la alcoolici veterani. Dumnezeu! După asta nu mai urmează decât delirium tremens. Nu, se poate, uite aici, gata, ia, liniște, ori încetați, ori să știți că iese prost până la urmă. Victor Emanuel, ce ai spus? Nu, nimic. E puțin sureșitat. Este prost. Lăsați-mă singur cu Etienne. O să încercăm să-l cumpăr. Bine, să mergem, doamnelor. Hai, prieteni. Hai, bună să știi. La, i-ai scos de aici, altfel să știi că era să se strice treaba. Da, sigur, am dat seama, sigur. Hai. Dar ce cu ăștia... Ei nu cumva sunt cam trăzniți? Ba, este trăzniți. Că eu mi-am dat seama, sunt trăzniți. Păi, trebuia să-mi faci semnea ta, să-mi șoptești încet. Ăștia sunt loviți cu leuca. Da, sigur. Și acum, uite, eu sunt un prieten. Mă cunoști, nu? Nu. Așa, fac, cum nu? Mă rog. Adică, nu te stai, stai, ne vedem, dragă, da. Eu sunt doctorul. Da. Doctorul cel cum se cade. Așa. Eu îngrijesc buba. Da. Buba, așa. Tu bolnăvior. Ceaiuri, dietă. Eu sunt un doctor de treabă. Da, hai, las că nu se ramolit. Ești doctor. Așa, bine. Foarte bine. Uite, simt așa când mă uit la dumneata, că trebuie să fii foarte obosit. Eu? Da, obosit. Foarte obosit. Obosit, sigur. Păi ia gândește puțin, cine n-ar fi, ia scoală nata la 5, să te văd, mătură hotelul, dă cu ceară, dă-i cu parchetul, dă-i cu ăla, care lemne. Evident, știi ceva? Du-te sus. Știi ceva? Știu. Acum ai să te dezbraci și ai să te culci. Eu? Nu mă culc. Bine, dar atunci măcar ai să scoți cel puțin jacheta asta care te incomodează. Asta, da. Așa, uite, Etienne, o să-ți aducă un halat de casă foarte comod. Da. Stai, dar livreaua mea? Stai, până atunci, uite, este acolo în camera aceea un pat excelent, da? Și ai să faci frumușel nani. Ia, ce vorbește, da. Ce zice prin cap? Păi, iasă-i și cu domnul Șambiz... O să-ți zică ceva, vii la mine și îmi spui... Da. Bine, așa. Mulțumesc. Așa, scoateți jacheta. Stai, că nu știu cum să spun. Acum voi faceți din mine tot ce vreți. Așa, mă rog, ești ca un mielușel. Spune de, nu e așa că acum te simți mai bine în el? Cum de nu? Ei, vezi? Ia uite. Eu parcă aș fi acum, cum să spun eu, vizitivul primarului. Poftiți, domnule. Ce? Vrea domnul să vină? Poftiți. Uitați, domnule. Luați-mă de braț. Nata, vreau să spun așa, suntem între noi. Domn doctor, lasă-o. Nata e o inimă bună. Vai, domnule, mă onorează. Ba da, ai uite, zoc. Să știi că îmi pare rău că ești încornorat. Eu? Da, păi nata mi-ai spus. Cum? Ce-mi pare? Păi nu mai sunt. Da, nu mai. Am mâncat la portar o supă. Da. Hai să ne culcăm. Hai, ușă, așa. Doctorii, ce? N-o să uit eu asta cu un poteu dumitaie sau petecu niște ucuri. Doctorii, iau eu câte s-o mai petecu. Stai, nu vorbi așa repede, vorbește mai încet. Dacă ai ști câte s-au petrecut, doctor. Bine, hai, ce dracu, pune șerugurii odată. Nu înțeleg ce spui. Dar mi-am pierdut eu ugurii. Ce? Un englez mi l-a aruncat cât cu dându-mi în pumn, în facă, aici. Și dacă am fi fost numai atât, doctor, dar mi se pare că am tăit un cosmar, atât de un colmar. Și toți ăia pe care i-am întâlnit în hotel, pe tunel, pe ei mont, de asta am bis, cu un câic de eme în pate. Ce? Pentru ce un câic de lemne în pate, să-mi spui și mie, ci pe doamna Romenide, ci pe soțul ei, care vine cu pitolul, pa, cu pitolul, dar pun eu, de toate am avut, de toate, a acceptat de tine, doctor, a acceptat de tine. Doamne,
Doctor? Da, ce? Ce-i atunci? M-a trimis doamna să întrebe domnul cum îi mai merge lui domnul? Lui domnul mai bine. Mai bine? Mai bine. Atunci să... Să-i spui, adică nu, lasă că mă duc eu să-i spun. O, Doamne, m-am tâmpit de tot, m-am tâmpit, Doamne. Intră! Eu acum m-aș curăța. Vitor Emanuel. Iată un domn pe care l-am mai văzut eu azi, la fătelul mătănașul Croitor. Da. Ei, tăcim acum. Încă unul, prin urmare, ce mai faci? Ce te fac, unchiule? M-ai cunoscut? Ce mai am să-ți spun, unchiule, dacă mă afam acolo, înseamnă că aveam un motiv foarte puternic. Auzitem că se află o persoană acolo. Nu mai că eu mor de sete aici. Îți spun că mi-au spus că o să-mi aducă ceva de băut, dar cred că m-au uitat. Tine? 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 Nu, tine! Tine! Ce cine? Ai spus, e tine, păi ție, doctorul e. A, doctorul? Da. A uitat de ticul tău. Da, uite, mamă, te aduc eu, da, imediat. Mulțumesc. Auzi repede, doar că mor de sete. Da, bine, întâie, mă duc. Da. Auzi, stai, da. Te aștept în cameră. Da, îți aduc acolo. În cameră, da. Da, îți aduc acolo. Ai, e bine. Și eu care credeam că o să-mi tagă o chefăneală, dar m-a mers foarte bine. Ca să vezi ce cuios. Eu credeam că ai niște idei în gute. Zic, în cu om, el are foarte lagi. Da. Bună, Camil. Ce este, Camil? Doamne Dumnezeu, și acolo, și aici, și acolo! Ce liniște? Am înnebunit? Ce nebun? Cred că bate câmpii. Da, eu nu știu ce, e ceva în aer pe ziua de astăzi. Da, sigur, hotelul acela, ce coșmar. Jacheta mea, cine-o fi adus-o? Slavă Domnului că părăsesc livreaua asta. Când mă gândesc că am fost obligat să mă întorc acasă în ținuta asta, portarul nici nu mă recunoaște. Îi spun, sunt eu, nu e ceva. Voia să mă pune să urc pe scara de serviciu. Dar ce cu domnul Camil? Da, mă întreb și eu, Etienne, bine că te văd. Domnul mă recunoaște? Cum, dacă te recunosc, dragi, dar glumești, pentru ce nu te-aș recunoaște? Nu știu, domnul. E doi, vă pun eu! E și acolo! Veniți, nebunem! Ah, voi... Noi suntem, dragă, am venit să aflăm. Dumneata aici, doamnă, și cu Turnel după dumneata? Ce? Ce făceai, auzi? Ce făceai când v-am surprins pe amândoi acolo, în localul ăla de ochiat? Dar ce? Dragul meu, ce dragul e meu? A suta oară că ți explică. Ce mi-ai explicat? Ce mi-ați explicat? Hai, gata, ce credeți că mult o să vă mai bate joc de mine? Ia călați-vă de aici, călați-vă imediat. Ieșiți afară! Afară imediat! Doamne, te rog, ieși afară, v-am spus. Nu vreau să vă mai văd, afară! Ieșiți, dragii mei, ieșiți, nu le nervați, în plină criză. Vă întoarceți după ce se liniștește. Oh, Doamne, am început să mă satur. Haide. Să mergem, dragii mei. Ești stupid, n-are două idei legate. Haide, ieșiți. Hai, bunul meu șam. Ce mă, dar este orice. Vino-mi coace, ce e? Te rog să mă ierți, dragă Finaș, m-am lăsat stăpânit de mâine. Ei, să nu-i nimic, te-ai recorit, dacă-ți face bine. Da, o să mă calmez, dar nu pot să mă... Da, sigur. De altfel, uite, ai și început să te simți mult mai bine. Ai început să recunoști oamenii, știi cine ești. Da, ce? Ești mult mai bine, mult mai bine. Deci, cum adică să recunosc oamenii? Cum să știu cine sunt? Ia, ascultă, prin urmare și dumneata... Ce și eu? Ce pisălogia la asta? Eu obișnuiesc să nu recunosc oamenii, adică să nu știu cine sunt. Nu, m-am înfuriat. N-am vrut să spun asta. Dar să știi că eu am mintea întreagă, te rog foarte mult să nu... Sigur, se vede, da. Păi nu se poate așa. Da, dar ce are a face? Uite, eu în locul dumitale tot ați fi stat culcat. Da, ce? Pe de-aia ce era nevoie să spui jacheta? Dar să știi că ești bine, dumneata. Mă plictiseam să tot umblu îmbrăcat în livrea. În livrea? Te crezi cumva că e plăcut să te vezi în uniformă de servitor? Aolea! Am văzut ce cu mintea nu gândești la hotelul Mătănașul Croidon. Cum? Ai fost acolo? Ei, da, știu că am fost. Dar nu trebuia să te duci. Ei, uite că am fost. Ce de peripeții. Auzi, am luat o chelfăneală pe aici, o bătaie pe dincolo, patronul, că ăsta e un nebun, poc, mi-a pus o livrea, am fost închis într-o odaie, obligat să fug pe acoperiș, gata să rup gâtul, auzi? Și pe deasupra tuturor, Homenides, ți-am spus, am pățit tot ce se putea păți. Stai, unde te duci? Dracu, unde să mă duc? Să mă strumesc cu apă rege, poate că așa mai nebun. Stai, dracu,
Doamne, doamne, doamne. Ah, cine, cine mai? Aici, domnule, poftiți. Feraion, asta-i culmea. Domnule doctor. Da, eu, ai și venit pentru asigurarea aceea dumitale? Nu, nu, domnule doctor, nu mi-aș fi permis. Am să trec într-o dimineață pentru asta. Nu, am venit să aduc un obiect care a fost găsit în hotelul meu și care aparține domnului Chambiz. Iată-l. Ce? Nu să-i ceruguri lui Camille. Și-a pierdut ceruguri în oraș, ai poftim, dar ordonam mai... Dar de unde ai știut că e a lui? După numele și adresa care sunt gravate pe placă. Așa e, uite, Camille Chambiz, Bulevardul Malheur 95. Ingenioasă treabă. Da. Și foarte comod când ți-ai uitat acasă cărțile da, de vizită. Da, 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 o să fii foarte bucuros, o să-i restitui. Ce e acolo? Ce? Domnule doctor, ce, ce mai e? Ce are domnul Camille? L-am găsit în odaia de baie, vă rog să mă scuzați, în pielea goală, făcând un duș rece. Dacă vă spun... Ce mai fi și asta? Nu știu, nu știu ce să vă spun. Duș la ora da, asta? La ora asta, e o nebunie curată. Poftim, poftim, uite ce face Camille al dumitare. Mea ta care vrei să-l vezi. E sub duș. Auzi? L-am auzi și trece prin cap. Sub duș. L-am văzut sub ochii duș. Antoane, tu de camera de baie. Aici, domnule doctor, și eu sunt foarte emoționată după mine. Cârpia bând, dați cu toții. Cârpia bând. Să faci duș la ora asta? Năstrușnică-i te. E? Ah, nu mă înșel. Ia-te, uite. Livreau lui Poș și cascheta. Dar asta-i bună. Cum de-a ajuns el până aici? Ce nebunie. Ce nebunie. Cum? Poș? Poș aici? Nebunul la mine. Animalule! Ce faci aici, animalule? În plin livreu prin oraș. Etian, soldatul meu! Dar domnule, ce faci? Te la dracu și tu! Aoleu, nu îi da drumul! Îi da drumul! Domnule, stai domn, e stăpânul meu, e domnul Chambiz! Stăpânul tău e servitorul meu! Ce nu-l cunosc eu? Lasă-mă, lasă-mă! Domnule! Animalule! Animalule! Domnule, e domnul Chambiz! A avut o idee minunată să trântesc ușa de la intrare. În felul ăsta a crezut că am fugit pe scară și s-a repezit după mine. În fine, a plecat. Domnule, dar lăsați-mă să vă anunț. Eu intre, că eu pe vise și eu intre. Ce-i asta? El este, el este. Dragul meu, dragul meu, amigo, amigo, stai așa. Nu mai este amigo. Amigo. Nu mai? Da, ai scăpat prima dată adineori. Ma, eu tot găsit. Găsit, dar nu. Și fără idiotul care prins la mine și care? Dus la comisionarea de poliția, ala... aș fi ar făcut-o pe tine cum să cunoșteți că este un revolver. Amigo, il comisionario ha confiscato il mio revolver. Nu e posibil. Porque io se poate obtener la mia libertad, m-a obligado, s-o promit, că io nu se mai servește nici una data de revolver. Ah. E io am promis. Da, bravo, cum se cade, comisionar, bravo. Sì, ma por questa io ho adusso acum due pistolette. Nu, ce? Sì, acum nu temeți de nimic. Dar de ce trebuie? No, perché io non puedo să vă sinucidez. No. Io non ho potuto facere il momento, come spunezi voi, del flagrante delitto. Ah, della... Da, ma c'è... Ora arrivi una crima. Da. Io non sono criminale. Ah, asta ziceam și eu. Ma allora, poftiți, due pistolete. Da. Uno este incarcat. Cum? Altra nu este. Aha. Sì. Atunci, eu, mie-mi place primul, să-l iau pe nu primul. Nu face gluma cu mine. Să iau pe... Sì. Eu? Io... Iau una creta. Io faccio un rotondo sul tuo corazon. Adică un cerculeț pe inima de la tine. Nu, no, pe cuminte. Ce faci? Sì, sì.
Silențiu. Ei, eu face la fel un cerculeț pe inima de la mine. A, așa, asta a fost croitor. Ora luăm două pistolete. Da. Un pistolete fiecare. Da. Tragem în cerculeț de la celălalt. Nu. Ba și, nu. Pac, pac. Aha. Acolo că are un glonte. Viva. Viva. Altro ești un ombre muerto. Hai, luați un pistolet. Nu, mulțumesc, eu nu iau nimic între mese. Nu face gluma cu nu, mine, că-l fac cu... Te usid? Nu, dar faci, ajutor, să se trage. Ceandelize, luați un pistolet. Ajutor! Aștepta! Espera! Nu se poate! Eu sunt acolo culcat în patul meu! Casa are sta fi! Casa are sta fi! Donde sta vot miserable? Dar aici nu e chip să doarmă un om? Ce mă aici? Miserable! Ce miserable! Vrei să iei un pistolet? Lasă! Pielea roșie! Ah, că eu te usido! Ce spune? Auleu, ce mă fac? Stai, că stai din... Espera, espera! Ce te mără? Auleu, pereastra! Mă, bă, pereastra, mă rupe pereastra! Ei, ce este, ce-i zgomotul ăsta? Ah, El Turnel, voi să mi spuneți... Aole, drage cowboy... Questo scrisor. Dăm drumul, dăm drumul, n-auzi? Ce s-a întâmplat? Nu voi. Scrisor acesta, că este, am găsit în hârtii de la voi. Ce? Scoți-o, ce ești în hârtiile mele acum? Nu, asta este întrebare. Ce? Porque? Porque? Scritura de la mia mujer. Așa, dar la voi confecțiune scrisori de amor, nu? Da! Și pentru asta ați pierzi mințile când toate astea ar trebui să-ți dovedească totala nevinovăție a soției dumitale? Como? Ce como? Se presupune că dacă ar fi cea mai mică legătură între soția dumitale și soțul meu, nu aici, între plicurile mele, ai fi găsit-o. Sigur! Pofti! Uite-o pe soția dumitale, întreabă-o singur. Senora! Soțul meu! Are să-mi spune la mine... Ce? Spune-te, eu te imploru. Un cuvânt poate se liniștește la mine. Scrisor. 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 Că eu am găsit. Porque? Porque? Bine, dar nu e secretul meu. Lucian, dă-i odată cheia acestei enigme să-și potolească meningele. Oh, si, si, por favor. Dar Raymond mă lași, da? Sigur. Spune. Diga-me. Otelo. Ei, cum, dragul meu, n-ai înțeles, Homenides, che tonto, che tonto. Raymond a întocmit această scrisoare pentru a se convinge de fidelitatea soțului său și m-a rugat pe mine să-i o scriu. Acum e clar, e clar. Raymond, da. Adevărat că dise mie alusia? Cât se poate de adevărat. Nu plec. Señora, cuando pienso que me he metido tantes, qué estúpido soy, yo soy un bruto, un bruto, pico, pico, dice-vă bine, vă pierdeți capul. Eu mă spun că l-am pomenit nas în nas cu mine însumi în camera asta, uite, culcat aici, în patul meu, uite aici. Ei, așa, da. Ma che dice? Aici, Homenides, tot aici ești? Ah, nu, stai, nu trage. Nu te teme, eu sono calmo, ora. Ora che stie che autorul de la scrisor, dama de la Palais Royal, nu era muere de la mine, era muere de la tine. Muere la Raymond, tu? Si. Victor Emanuel, ia 100 oară când ți se tot spune. Mie? Sigur, și de fiecare dată ne sărutăm și pe urmă iar o lumea început. Ce te spune că nu înțeleg? Și când mă gândesc că por asta eu l-o obligat-o să sarite pe ferestreu. Pe mine? Si, că eu am avut chiar un emoțion. Pe mine? Adică mai văzut pe mine sărind pe fereastră? Mă, certo că si, eu am făcut-o. A ieșit pe acolo și hop! Pe ferestreu. Stai, că aici suntem toți jucării aceleași alucinații. Cel pe care l-a văzut sărim pe fereastră și care semăna cu mine este cel pe care l-am văzut eu în patul meu. Ba da, absolut. Dovada este că sunt foarte sigur că n-am sărit niciodată pe fereastră. Asta e o minune, e o minune. Ce iertare. Nebunul. Doamnelor. Nebunul. Feraion. Oh,
mă bag sub patronul de la Motănașul Craidon. Patronul hotelului. Însă acum când treceam pe stradă, era gata să-mi cadă în cap omul meu de serviciu de la hotel, care sărea, nu știu pentru ce, pe fereastra aceasta. Era omul de serviciu. Da, și care spăla putina lung cu el alatul ăsta de casă. Oh, Doamne, dar ăsta e al soțului meu. Ăsta e al tău, dragă. De unde e? Victor Emanuel! Victor Emanuel! Iată-l, doamnă, iată-l! Unde? E sub masă. Poș, iar ești de acolo, dobitocule. Cum poș? Dar e soțul! Nu, stai, domnule, e bărbatul meu, Victor Emanuel! Cum? El are idee fixă, de câte ori ne întâlnim, îmi trage o chelfăneală. Iau, numai soțul dumneavoastră? Ăsta? Tocmai, domnul Chandbis. Da, nu se poate. Da, el te-ai leit poș, servitorul meu. Cum adică? Cel pe care l-am văzut la hotel cu sticla în mână? Cel pe care l-am sărutat? Era poș? Așa, cel care voia cu tot din adinsul să mă ducă la cârciumă? Și care avea un cârlic de lemn de spinare? Era poș, în drăcie, îmi pare rău că aș ters atât de repede. Aș fi vrut să-mi văd dublura de aproape. Da, asta se poate, domnule, dar sigur că da. N-aveți decât să poftiți într-o zi la hotelul Motănașul Craidon. Eu? La Motănașul Craidon? Nu m-am mai prins pe acolo. Raimond, nu-i așa? Ba da, iubitule, ba da, de ce nu? Dar numai împreună cu soția ta. Așa, da, e, nu, așa. Și poate că ne însoțesc și prietenii, nu? De acord, de acord. Cu o singură condiție. Care? Să ne promită domnul Ferraion că îl învoiește în ziua respectivă pe servitorul domniei sale Poș puricele ăsta care ne-a intrat la toți în ureche. Ați ascultat Puricile în ureche de George Feydeau. Traducerea Erastia Sever. Adaptarea radiofonică Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Chandbis, Virgil Ogășanu. Raymond, Mariana Mihuț. Homenides, Ion Lucian. Lucien, Dana Dogaru. Turnel, Emil Fosu. Camille, Petre Lupu. Pinaș, Cornel Vulpe. Etienne, Dem Rădulescu. Antoinette, Rodica Popescu-Bitanescu. Ferraion, George Constantin. Olim, Elena Nica Dumitrescu. Eugenie, Valeria Ogășanu. Baptisin, Radu Panamarenko. Ruby, Valentin Todosiu. Lunar, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Paula Radu și Nina Dinescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Manuela Popescu. Regia artistică Dan Puican.